Noroc, Serge. Noroc, Nicu. Dar el așa și așa de aici? Da, el o stă aici. Și el o stă, și el o stă. Ladă. Bine ai venit la podcastul nostru. Bine v-am găsit la podcastul vostru. Noi ieri la America Days am avut niște discuții destul de interesante și mi-a venit ideea de ce să nu-l aducem pe Serge Pascaru ca persoană de după cameră în fața camerei. Prost n-ai avut pe cine chema. Și asta tot e drept. Nu. Spune-mi, te rog, cum tu ai ajuns să vedem, de la A la Z? Hai să vedem, dacă să fie mai multe de 100 de vizualizări, eu dar atunci să mă mai duc la alte podcasturi. Dar dacă n-as și atunci pentru și. Știi ce să facem noi cu băieții? Noi să luăm video și să-l privim fiecare de câte 25 de ori. Deci așa se poate? Uh-huh. Noi să aflăm tămâna asta. Da, uh-huh. Spune. Spune despre tine. Cum tu ai ajuns? La așa viață. Da, la așa viață frumoasă. Frumoasă. Frumoasă am ajuns când, într-o bună zi, m-am gândit că, dar nafiga eu mă chinui? Și am zis, da, davai, eu vreau să trăiesc frumos. Uh-huh. Și că așa am ajuns la viață frumoasă. Super, trebuie să fii coach. Na, spunească. Dar de obștii, nu, mie îmi place, pe bune, mie îmi place și aici fac eu. Eu la asta am ajuns tot destul de târziu ori. Că eu am început să lucrez din... Eu am putut să vorbesc mult, da? Desigur. Eu am început să lucrez în televiziune ca editor de imagine. Și asta s-a întâmplat destul de simplu cumva pentru mine, pentru că într-o bună zi m-am gândit, dar cum oamenii ajung să lucrez în televiziune? Știi? Și zic, dacă eu mă duc și să bat în ușă la o televiziune și zic, bună ziua, vreau să lucrez la voi. Zic, și să ne iei cap cineva. Și m-am gândit că zic, nu mă duc eu la televiziune de astea super crudă, zic, da, să mă duc la una cei mai puțin cunoscute, hai să zicem așa. Era așa o televiziune, DTV se nume. Cum? DTV. DTV. Ok. E nu mă susistvava la mult. Era la Sculeanca, unde a fost cândva Catalanul. Aha, și eu m-am dus într-o zi la dânsă. Eu deja, înainte de asta, deja montam nunți într-un studio privat și știam să montez. Și m-am dus și zic, bună ziua, eu vreau să lucrez la voi la televiziune, se poate? Zic, da, știi, ce știi tu să faci? Zic, eu știu să montez. Da, ia hai așa să ne arăți. Și m-am așezat la o masă de montaj, la care a venit o fată, o reporteriță, după cât eu pe mine am dat seama. Și zic, da, și eu, iară, cu navicioși, ladna, bun, și nu s-o foaie pe masă. Și zic, hai că eu am ușa-ți vin. Dar eu ta nu știam atunci că e pe stăi lângă mine la montaj. Și am luat foaie și am citit și eu vreau de bănuț băiat prost și am zis că ok, hai. Și până eu a venit la montaj, peste un ceas, nu știu cât acolo, eu te-am montat, aha, singur. Și eu a venit și zic, hai să montăm. Zic, după eu am montat de-am. Și ai montat, i-am arat. I-am arătat, el s-a uitat și a zis, bun, eu am-și vin. Și s-a dus, cred că s-a dus la șef, nu știu unde, și aș zis, cred că, băi, ăsta e bun, trebuie de luat. Și gata, a venit după asta șeful și a zis că luni la lucru. Ha. Și că cumva eu așa m-am angajat la televiziune, eu n-am lucrat acolo mult, 2 luni de zile, după care eu am făcut cunoștință cu unul, cu a doilea, cu a treilea, și acolo, apropo, foarte rău, dădeau salariu, mai bine zis, nu-l dădeau. Și eu am lucrat 2 luni, eu așa și n-am primit salariu, și pe mine repede deja m-a îndrumat, zic că ia că acolo trebuie montajne și mi-a scut, eu am, deci și eu am început de cumva. Des ori spun lumea, eu că n-am primit acolo salariu, n-am primit deci salariu, nici și voi trăiți. Nu, pe urmă eu l-am primit, dar foarte târziu, peste vreo jumătate de an, poate mai mult, nu știu. Dar am avut și o televiziune la care n-am primit salariu, nici până în ziua de azi. Ia zic care? Euronova se numea și eu n-am primit acolo salariu pe vreo 3-4 luni de zile. Ceva genul EuroTV sau? Era o televiziune la Poșta Veche, Euronova, este Saharneanu era director. Aha. Nici până în ziua de azi n-am primit salariu, drept că știi, cumva eu 3 sau 4 luni am văzut că nu prine salariu și gata, și eu am plecat. Uh-huh. Dar eu știu prin colegi de-a mei care au lucrat acolo mai mult de jumătate de an, adică ei trebuie să primească ho-ho-ho. Chiar dacă salariul era mic, atunci era vreo 1.500 de lei, uh-huh, la 7-8 luni de zile, s-adună. Nu, evident, dar nu contează. Păi, da, banii care tu i-ai muncit, totuși, jumătate de ani din viața ta, tu i-ai dăruit, pur și simplu, lui Saharneanu, știi? Poate el e om de treabă, eu prin personal nu-l cunosc, dar l-am văzut 3 ori. Mă rog, nu contează. Deci,
Și așa s-a început și eu am plecat la o altă televiziune și apoi iar la altă televiziune și la un moment dat am zis că eu m-am săturat să stau închis între patru părți la calculator. Eu sunt om destul de sociabil și a zis că eu vreau să fiu operator. Și tot la televiziunea asta, asta era la STS, era un operator care a zis că da, eu m-am săturat să îmblu. Noi vedem lucrurile diferit. Eu zic, da, tu mergi pe stradă, tu te întâlnești cu oamenii, tu discuți, tu nu știu ce. Dar n-afect nici asta îmi trebuie. Eu mai degrabă, ia uite, tu stai la călduț, ai calculator, internet, poți montezi și nunți și călturi, nu știu ce mai faci. Și eu zic, hai să ne schimbăm. Și noi ne-am schimbat, pur și simplu. Și eu am devenit operator și eu am devenit editor. Și până mă editor? De într-o oarecare măsură, da, el deja tot stă la calculator, doar că face grafică. Uh-huh. Nu montează, de-am. Da, așa e. Uh-huh. Și apoi încet, încet, eu am știu că, mai scurt, după asta am devenit regizor, după asta, iarăși, am trecut o leac de timp, pentru că am devenit regizor șef, și apoi din regizor șef în director tehnic, și la un moment dat, director tehnic totuși era o chestie care e administrativă, care eu veneam dimineața la lucru și la mine era așa o rutină, eu trebuie să deschid laptopul și să încep să răspund la e-mail-uri. Manager. Da, era e-mail. Eu participam în fiecare de două ori pe săptămână la board meeting, la întâlnirea asta de... Asta unde? La Jurnal TV. Aha. Și era în fiecare marță și în fiecare joie, noi aveam un board meeting și acolo tot așa câte două ceasuri din viață îți duc eu pur și simplu că nu știu de ce. Știu Sky. Da, dar cel mai tare îmi spun, m-am deranjat anume chestia cu trebuie în fiecare zi să răspunzi. Eu aveam 78 de subalterni și normal că unul s-a îmbătat, unul nu s-a trezit la timp, la noi era emisiune de dimineață la care trebuia la 6 deja să fie toți. Unul a venit de, și operatorii tot a mei erau, și unul a venit de la filmare fără sunet, altul a venit cu imagine arsă sau fără focus. Și la un reportaj doar participă trei oameni, da? Reporterul, editorul și operatorul. Și am un caz în care reportajul a ieșit de cacao, cineva reporterul, cu care numai cu dânsul de fapt vorbești, uh-huh, el are două opțiuni de ejina, când nimeni să recunoască, băi, eu am greșit. Dar ea zic, ori operatorul, ori editorul a făcut ceva rău. Dar și operatorii și editorii erau la mine în departament. Deci, cumva, eu de fiecare dată trebuie să le iau apărarea, dacă era cazul sau mai scurt. Și eu am zis, hai, gata. Și eu, într-o zi, de ziua mea, mi-am făcut singur mie un cadou și am scris cere și am plecat. Și am umblat o săptămână prin Transfăgărașan, nu știu unde, și eu m-am întors peste o săptămână în Chișinău și am primit primul meu apel care de la director și a zis că ну что, отдохнул? Зак, да, там классно, красиво. Давай, с понедельника на работу. Что, зак, так я же уволился. Да ладно, оставь, мы тебе еще 2000 дадим к зарплате, типа, давай, возвращайся. Și eu m-am întors, m-am vidit la este 2000 și am mai lucrat jumătate de an. Și am mai lucrat jumătate de an și după asta am zis că ne, возвращаться плохая примета. Și am scris cerere și am plecat deja definitiv, că gata, nu, nu mai eu. Și cumva după asta deja am făcut Pascaru Production și apoi după asta pașlo paiehala cumva de la sine fără ca să depun foarte mult efort ca să... Da, producțiile care erau pentru, cam înțeles că și pentru GMG erau din partea la Pascaru Production? Da, noi am început să filmăm. Eu nu deodată am devenit chinoșnic, dacă poți zici că am fost chinoșnic. Noi am început să facem emisiuni TV în mare parte pentru că așa se face toată lumea. La noi nu era dezvoltat chestia asta. Cred că noi suntem unii dintre primii care am început să facem emisiuni în afara televiziunii. Că de obicei toate televiziunile își produc emisiunile singuri. Da. Noi am început să facem outsourcing, adică să facem emisiuni care să erau plasate. Foarte des eu pe urmă aflam la și canalul să fie plasat. Pe mine asta puțin mă deranja. Adică ei îmi spuneau că trebuie de făcut, noi încercam să o facem maximal posibil din ce putem noi atunci. Și noi am făcut emisiuni pentru multe televiziuni. Acum, în prezent, noi cred că deja cumva s-a mai rărit toată treaba asta, s-a mai
Am mai trecut prin sită și noi acum facem emisiuni pentru Jurnal TV foarte des, pentru TV8. Și cam gata din televiziune. Da, mai mult nimeni. Mi-a apărut mai multe întrebări pe tot parcursul ăsta care tu povesteai. Riesc că tu ai trecut din mai multe, în sensul dintr-o profesie, în alta, în a treia, în a patra. Tu ce studiai? Eu sunt programist. Eu n-am programat odată o zi din viața mea, dar eu am terminat la UTM, Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică, specialitate tehnologie informaționale. Deci eu sunt computerchic. Bun, nu asta nu înseamnă că eu nu am tare mari tangențe cu calculatoarele, dar eu nu programez. Apropo, la mine nevasta tot e programist, dar tot exact ca mine, nu programat o zi din viață măcar, știi? Da, cum reușești? Spre exemplu, sunt foarte multe persoane care sunt destul de statice. Și pentru noi și o traumă și morală și e greu să treacă de la o paradigmă la alta. Dar tu văd că sari de la o chestie. Cum ți se reușește asta? Bun, săritul ăsta, dar nu a fost foarte rapid. Evident, dar oricum. A trecut o leacă de ani. Eu nu ne-aș fi închipuit că eu aș fi fost un programist, pentru că eu nu pot să stau la calculator tare mult timp. De ce ai mers atunci? Cum a zis mama mea, eu zic, tu ai, cum să zici, cheroane în cur sau habar n-am. Limbriș, ceva. Mai scută un fel de epitet de ăsta moldovenesc. Nu pot. Adică la mine, cel mai mare problemă acum la mine este să fac cuiva un deviz de cheltuieli, o smetă, sau ceva. Eu asta tot las la sfârșit. Hai eu, cât mai târziu o să fac asta. Lucru plictisitor. Da, da. Cu toate că ele nu mai sunt așa de complicate. Eu deja am niște șabloane pe care pur și simplu trebuie de modificat acolo ceva, de adaptat și gata, el e făcut. Dar oricum eu asta îl fac foarte târziu. Sau de cel mai bine dacă eu am spus cuiva să-i deleg lucrul ăsta, da, lasă-l facă greșit, dar să nu-l fac eu. Dar încă nu-s prin ești chiar așa de genie cu delegatul, așa că până și le fac eu. Deci, în esență, pe tine, într-o măsură în care te-a mânat curiozitatea sau... Curiozitatea fără doar și poate, pentru că eu chiar și fiind editor, pe mine foarte des m-a fugărit din server-ul aia, de exemplu, sau din aparatul aia de la televiziuni. Mie nu era interesantă timpul treaba asta. Și eu mă băgam pe la ingineri, pe acolo, zvăt, știi? Și tu, montajor, ajută tot el, și a nu ideți-o, da, știi? Și eu, ok, bun, mă ducem. Și foarte des, adică... Dar eu permanent mă băgam acolo, că nu era interesant pur și simplu acolo. Așa, eu veșnic îi mai ajutam cu ceva. Și am început să mă lase deja să mai fiu acolo, când eu am început să le fiu lor util. Când i-am dușat de cablu și ala. Și eu mă duceam și aducem cablu și ala. Și ei, pentru că să nu scoale fundul de pe scaun, dar este ea ca aici așa un găneț care se poate de-al fugărit. Și în sens, tu făceai ca un fel de intern la fiecare domeniu care ți-era interesant și învățai de la dânși. Da, nu era interesant pentru că, plin, unde la noi poți să înțelegi, să înveți ceva despre feed-uri, știi? Dar nicăieri. Și cumva, la mine foarte interesant s-a întâmplat regizor în emisii directe, cum am ajuns eu. Radu Balan, apropo, era producător atunci, asta era la Prime. Și eu deja eram angajat la Prime atunci ca regizor, dar eram regizor pentru o emisiune care trebuia să fie filmat, cumva pentru montaj, nu era live nici de cum. Și pentru că atunci era, se pregătea, apropo, în 2008 asta a fost, era Euro 2008, atunci au luat licența o televiziune privată, cumva, și făceam repetiții. Eu am să le emit omit toate decorații, nu știu și acolo, că, mă rog, istoriile sunt interesante, dar cred că deja asta e pe mult mai mult decât un ceas jumate. Și noi făceam repetiții, pentru că nu ajungeau oameni la repetiții, hai, știu, voi, hai, stați la camere, acolo noi suntem operatori, dar până și voi stați acolo, că trebuie de făcut repetiții pentru prezentatori, pentru multe chestii acolo. Incluziuni live din scoară, opere naționale, cu Cran, cu Macaracu, de toate ăștia acolo. Și era Doru, nu-ți aminte familia lui, era regizor. Și noi am făcut repetiții vreo două săptămâni cu Doru și la un moment dat Doru zice că eu trebuie să mă duc, nu știu, la dentist, habar n-am, undeva el trebuie să ducă. La care Radu zice, cum băi, să duci aici, stau 30 de oameni și facem noi fără regizor.
Și cineva din, nici nu mai țin minte cine, a zis că păi, ca este tot regizor, ia, lasă-l așa de el la pult. Și eu am stat atunci o zi ca să-l înlocuiesc pe Doru. A doua zi, Doru, iar eu zis că eu iar te plec, o stat jumătate de zi și eu te plec. Hai, ia că las tot aici să stai. Și eu iar m-am așezat și am stat în locul. Dar eu dacă eram prima dată, eram foarte amabil, adică operatorul îi spuneam, camera 1, hai facem panoramă de la stânga la dreapta, de exemplu, știi? Și după care, mulțumesc, camera 1, camera 2, nu știu ce acolo. Și eu de la fiecare mulțumesc, eram foarte amabil, știi? Și foarte... Și cred că și băieții cumva nu erau de prinși cu așa ceva și chiar se străduiau când eu îi mulțumeam, când eu vorbeam cu dânsii. Și ieșea foarte frumos. Mai frumos decât până atunci. Și a treia zi... Regizor, sau cum? Da, și a treia zi când vine Doru și se așează de dimineață iarăși la repetiție, Radu zice că... Dar Radu, da, el așa e calm. Doru, scoală. Serios, așa este. Și că eu cumva așa am devenit regizor. Eu țin minte emoțiile și alea. Eu încă înainte de asta mai citisem nu știu unde că regizor în emisie directă este a doua profesie după cosmonaut și e mai solicitant, emoțional, nu știu ce acolo. Eu într-adevăr am simțit asta atunci. Dar cu timpul, normal că te deprinzi și la un moment dat eu eram, stăteam în emisie directă deja la știri, la nu știu, la emisiuni de dimineață sau ceva, cumva nici nu mă uitam de-am pe monitor, eu stăteam de vorbă cu cineva și așa apasam cu mâna pe butoane. Da, e ca asta a fost. Deci live editing-ul ăsta pe regizorul ăla nu el face? În mod normal, la televizor, ca de exemplu la Moldova 1, eu cred că până acum este regizor și este asistentul regizorului. Uh-huh. Deci regizorul sta și spune numai care camere și comandă cu operatorii și asistentul apasă pe butoane. Uh-huh. Nu, cel mai des... Dar asta nu este sens acum când tehnologiile sunt mai... Exact, da. Adică deja și ingineri de-amă nu mai sunt chiar așa. E mult mai simplu și din cauza că la noi camerele nu sunt așa de sofisticate, foarte des folosesc în studiouri camere de reportaj sau camere... Nu sunt camere de studiouri, de broadcast, de, la care necesită acolo, echipă întreagă de oameni. Și operatorul practic face tot. El face și focus, și zoom, și tot. Diafragma, tot de acolo se face. Ladna, asta e televiziunea, asta e. O rămas de mult. Tu mi-am spune că iată, tu ai, și-ai fotografiat și una alta. Asta când s-a întâmplat? Când în timpul ăsta? În tot timpul ăsta cât eu lucram la televiziune? Da. Da, în weekend-uri, în timpul liber, eu am filmat nunți. Am filmat, după care am fotografiat, acasă montam. Eu pe nunți ne-am făcut și casă și masă și soacră și tot pe nunți. Deci asta era câștigul atunci? Da, și eu am devenit destul de scump la un moment dat. Adică eu cred că pe filmat, în momentul și ala, eu luam vreo 700 de euro, cred că, sau cu tot cu fotografii împreună. Eu nu mai țin minte, dar știu că eu eram deja așa, pe linieica scump. Pentru că tot atunci puteai să iei de 150 de euro video la nuntă. Deci de cum asta a ajuns? Prin Sarafana Radio te-ai devenit solicitat? Eu n-am avut niciodată, apropo, atunci era makler, anunțuri prin makler sau ceva. Eu cred că s-a mai luce reclamă, te dovolne client. Și dacă și aici vrei, nu vrei să vornișelul, vornișica sau un surat și o văzut sau fratele, sora sau cineva care a mai văzut video care noi l-am făcut, tot după asta ne suna tot pe noi și, mă rog, cam așa e. N-am avut niciodată. Sau prin recomandări. Și eu exact la rândul meu, dacă m-a sunat cineva și eu eram ocupat, și îi spun eu scuze, dar eu deja am atunci o filmare, atunci, dar hai, poate îmi recomand pe cineva. Și recomandam pe cineva care iarăși știam că nu o să trag obrazul, știam că o să facă treabă bună. N-am avut niciodată, apropo, chestii de zis, pe cine a recomandat că ne-a făcut o figneaș, știi? Da, doar că gurile rele spun că aici te denunță, apoi după asta artă nu pot face sau nu pot filma ceva cinematografic, eu știu. Cum așa? Ia că deși eu nu pot face artă. Ia, dar eu mă gândeam. Eu. Trebuie să vii la mine la podcast ca să-ți dai seama. Cred că da. nu știu, probabil că da. Măi, nu. Dacă vrei tare, tu și nunta poți să o filmezi foarte artistic. Acum Nicu Mătru, Sergiu Ciorescu, și noi la un moment dat, el, de fapt, o careva sămânță din tot viața mea de cineast, cred că o băgat-o el.
El atunci învăța la AMTAB și noi, eu fotografiam deja la nunți, el filma. Și atât noi, ca cumva timpul să treacă mai repede, noi făceam concurs între noi. Noi făceam tot timpul competiții de imagine. La cine mai crut arată? Dar nu nirile și nireasă, dar căutam niște imagini artistice. Știi, așa, mai dus cu pluta, mai înfășit. Da, da. Și culmea că cumva noi nu ne... De exemplu, eu am filmat odată un, nu știu, ceva care am văzut în mânierul de la ușcă, era de stăblisteașii, știi, și acolo reflecția lui era ceva foarte frumos, știi, și am făcut cu macro-obiectivă foarte aproape și la noi era așa un fel de chestie, eu vineam, zic, iaca, 1-0. Și el, da, bun, merge, știi, și apoi el vine și 1-1, și zic, da, nu, și el, nu merge, nu, e bun, înseamnă că se-o 1-0, și tot așa. Și poți, dacă vrei, poți să găsești frumosul peste tot. Eu țin minte, eu am făcut o fotografie. Eu nu știu dacă o mai am pe undeva. Eu am fotografiat clădirea președinției într-o baltoacă. Deci eu așa în jos și se vedea... Acolo se văd numai boturile la Crasovci și toată președinția în baltoacă și e tare frumoasă fotografie. Și apoi odată am fotografiat un cerșător, un bătrân în fața la o biserică, știi? Și tot emoțiile astea de pe față, care erau cu riduri, cu tot tare îmi plăceau fotografiile astea. Și chiar la un moment dat mi-am făcut o mapă cu fotografii artistici pe care eu le-am adunat cu timp. Nu știu dacă le mai am pe undeva, s-ar putea eu să fie. Eu să-ți amintesc dacă ceva noi să căutăm? Dacă tu nu ești împotrivă, da? Dacă eu am să le găsesc. Nici nu știu, pe și hard disk-uri, pe și calculatoare asta tăți fie. Poate scoate de legăsit. Cred că în 2 săptămâni până noi scoatem ediția asta, poate să găsim. A, tu vrei să le... Da. Vrei să montați asta? Dacă tu nu ești... Noi nu, asta... Eu nu sunt naprotiv, Doamne ferește. Nu, noi nu cred că o să montăm, noi de obicei lăsăm ca să... Dar numai să le băgați acolo, că zic că ia că asta nu... Dar nici nu știu, poate chiar în descriere o să le băgăm un link. Hai, dacă le găsesc, chiar... Chiar de-s frumoasă, știi? Lasă lumea să le vadă. Aduc cineva asta e foarte interesant. A să creadă că e un NFT și a să dă pe dânsă să le văd 2 milioane. Și eu după asta lepăd în afectat și mă duc la Maldive și trăiesc acolo. Crudă. It sounds like a good plan. Cum tu ai ajuns de la emisiuni TV la filme? Destul de simplu. Asta s-a întâmplat tot, foarte întâmplător. Eu mă duceam cu familia, atunci noi eram 3, în Paris, să întâlnim anul. Și eram în mașină, trebuia să mergem până la București, ca de acolo să urcăm în avion și să zburăm mai departe. Și că în timpul ăsta m-a sunat un cunoscut de meu, un amic din București, și mi-a propus să cumpăr o cameră, o Alexa XT, Arri Alexa XT, XT Plus. Și zic, da, eu și treaba am cu dânsul. Dar, în schimb, știam că Sergiu Prodan, domnul ministru, acum, tare vrea așa o cameră. Mă rog, nu exista în Moldova atunci camera asta. Și zic, ok, l-am sunat pe Sergiu, chiar de roaming atunci, și zic, ia că există, este așa o cameră de vânzare, dacă vrei, are asta, 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 are toate licențele, anamorfic, RAV, tăci și alea, poftim. La care el a spus că, o, trebuie să ne gândim. Spun. Și gata, eu am și uitat de asta. Ne-am dus noi pe acolo, pe la Disneyland, pe unde n-am mai fost, mă rog. Și cumva mă băte gândul totuși, zic, poate eu să o cumpăr. E costa vreo 30.000, îmi pare că de euro. Atunci, așa, second hand cum era, era scump tare. Și i-am spus soției că, zic, dar poate noi să o cumpărăm. Și zic, dacă ai bani, cumpără. N-aveam noi atunci banii ăștia și eu am zis așa că... când am venit înapoi, noi am aterizat în București, ne-am urcat în mașină și eu am sunat peste. Zic, mai este sau s-o vândut deja? La care zic, nu, este. Și zic, uite, hai așa, eu mă duc în Chișinău. Și dacă eu pot strânge banii ăștia, înseamnă că camera asta e a mea, înseamnă că eu trebuie să o cumpăr. Dacă la mine nu se prinește, eu știu că dacă eu trebuie să depun efort, înseamnă că te-ni mai eu și las-o baltă. Și eu am început să adun pe hârtie de la toți cunoscuții, de la mama, tata, sora, frate, de la toți am început să adun banii să văd dacă pot să o cumpăr. Și de la cineva în dolari, de la cineva în euro, de la cineva în lei și tot așa, că convertem eu acolo pe hârtie și nu ne ajungeau 4.000 de euro. Și un prieten care acum nu-i prieten, atunci era doar un cunoscut, care eu nici prin cap să-mi treacă că...
Eu doar l-am întrebat la un moment dat, el a intrat la o cafea și eu zic, da, nu poți să ne împrumuți 4.000 de euro. La care el zice, da, măcar și 9. Și zic, nu, eu nu glumesc. Deci, nici eu. Și eu zic, serios? El, da. Ești am așa cunoscut? Și eu am început să-i tai pe ăștia care în dolari, în lei, că zic, mărunțai, eu trebuie da. Să pierd și cumpăr euro, pierd la curs, nu știu și... Și eu am luat banii ăștia, ne-am luat cu rezervă și m-am dus și am cumpărat. Tu, în esență, ai luat cash, te-ai dus și le-ai dat un stop că de... Da. Ok. Da, și eu știam chestia că nu se poate de trecut vama cu mulți bani. A, dar tu te-ai dus singur cu 30.000? Nu singur, nu singur. A, în trei oameni. Special ne-am luat încă doi oameni cu mine ca să împărțim, ca să putem trece vama, ca să fie tot ok. Sau, dacă nu mă greșesc, o parte din bani erau pe card, eu nu știu cumva... Noi eram trei. Dar înseamnă că nu trebuie să avem câte 10.000, dar mai puțin, pentru că vreo 3 sau 4.000 erau picat și trebuie să ne scot de acolo. Mai scut, era atât super legal. Eu am cumpărat camera asta, am venit în Chișinău, dar ce să faci mai departe cu dânsa? Asta e camere care încă nu poate filma. Trebuie să-i cumpere obiective, trebuie să-i cumpere baterii, trebuie să cumpere un ștativ la urma urmei. Și când acolo eu am afighit că acolo cel mai ieftin ștativ pentru așa cameră e 2.500 de euro numai capul. Serios? Da, și eu așa zic, ups. Și bun, încetul cu încetul, eu am luat un obiectiv de la cineva, ca măcar ceva să fac, mie era interesant. După care eu am comandat un set de obiective și ne l-am luat în credit, adică îl plăteam în rate. Eu l-am și până acum setul ăsta de obiective. Am găsit la cineva un cap de ștativ, l-am luat cu vreo 2.500 de euro băușnii, dar foarte bun. Niște picioare de ștativ ne-a dat cineva tot de la o televiziune de astea mai vechi, mi le-am împrumutat. Și cumva eu am făcut un set destul de basic, care deja era lucrativ. Și nu vrem să fac din asta atunci mare rental, știi? Și cumva, băi, eu am așa cameră, hai să filmăm ceva. Nini era interesant. A fost o aventură. Da, și atunci s-a pornit cumva valul ăsta de coproducții, pentru că toată lumea vrea să filmeze pe Arri Alexa, că nu era, nu exista atunci, și asta cumva era un fel de vâș și pilotaj. Dar eu nu puteam să o valorific, pentru că nu avea nimeni atunci să plătească pentru dânsa banii cât i-ar fi costat. Și eu cumva am zis, ok, hai că mergem în coproducție. Coproducțiile astea, de fapt, eu nici nu prea înțelegem atunci și asta. Asta era la noi doar din cuvinte. Da, dar ți-a dat, adică ai ajuns la ceea că real dădeau niște bani coproducțiile sau inițial? Niciodată, nică. Până acum nu? Primii bani care eu am făcut din film au fost Carbonul. Da. Deci, până atunci, coproducția asta la noi era cumva, hai să facem coproducție, hai. Nici măcar contract n-am făcut cu nimeni, știi? Adică, logic, toate coproducțiile astea care au fost până acum, ei, dacă tare, tare ar vrea, ei poate să mă temată în ahrin. Și eu zic, tic-to. Și mă duc să-i zic, dar ia uite, eu am fotografii, eu am fost la filmare, ok, și... Numai că, nu știu, sau eu nu știu, sau nu s-au mai vândut filme până atunci, ca să fie care va veni de asta, nici nu... Au fost unele care s-au vândut, dar foarte puțin. Și, adică neconsiderat. Da, și la mine nu a ajuns nimic și cumva am zis că ok, înseamnă că așa și trebuie să fie. Și de-amă pe urmă, cumva, s-a pornit de-amă a doua, Alexa, fie Alexa și tot așa, deja și obiective de-amă am început să cumpărăm și Ultra Primal și cucuri și ceva care sunt mai scumpi. Dar Alexele următoare erau tot același model, că voi să mențineți aceeași calitate a imaginii? Nu, era deja Alexa Mini, care era top atunci. Acum deja este LF-ul, Mini LF-ul, Alexa 35 și tot așa, sunt mai multe modele. Eu cred că pentru Moldova încă e de vreme să cumperi ceva mai mult. Dar mai mult asta Red-uri sau care ar fi? Eu nu, nu, prea nu din Alexa. Nu, a, din Alexa. N-ai pentru și să cumperi tu un Alexa LF. Bun, prima că asta e foarte scump, pentru că tu cumperi camera, dar tu trebuie să schimbi și obiectivele. Pentru că obiectivele astea deja nu o să meargă pentru 6K. Ele pentru 4K merg, 6K deja nu. Trebuie să cumperi obiective care sunt pentru... Dar Netflix acum cere pentru producții 6K, da? 4. 4K. 4K, dar e... Cessna e 4K. Există... Este 4K-ul ăsta care e 3900, nu știu cât acolo, care e formatul 16:9. Da. Și dacă e cu vreo 200 de pixeli mai mult, deja e 4096.
Știi? Și atunci este chestie în 4K. Aha. Și că Netflix-ul vrea asta. Bun, eu cred că asta a fost făcut cumva special, pentru că Ariu să-și poată vinde camerele noi. Camerele astea Ariu, ele sunt niște tankuri, știi, care nu știu ce trebuie să le faci, ele lucrează în continuu, ele nu se strâncă, știi? Și cumva, uh-huh. Și ele au fost destul de bune de la început și oamenii nu prea vreau să se ducă de pe dâns. Fac upgrade. Ele sunt foarte bune, pentru ce? Adică rezoluția doar nu tot timpul e cea mai importantă. Adică e mult mai important... Dar câți ani ar trebui, să zicem, tu mi-am povestit că camera aceea a costat BU 30.000. Cât timp e exploatată ea? Știi? Cât tu poți să folosești? Eu și săptămâna trecută am filmat pe dânsă. Mm-hmm. Da, cât ea tu este actuală așa cum tu poți să filmezi și cu dânsă. Sau doar de dacă tehnologia cardinal nu schimbă sau când e o să fie... Nu, e este actuală așa cum e, tot filmează rău, doar că la dânsă rezoluția îmi pare că 3,2K. Adică nu e... Gata, asta e maximum ce poate e faci. Acum toată lumea vrea 4K, 6K, 8K și mai mult. Da, dar chiar de la 3K până la 4K poți să faci un upscale calitativ, nu? Bun. Nu, sau se observă? Nu, am vedere, desigur că în cinematografie nu, dar am vedere pentru alt tip de content. Da, dar alt tip de content noi să-l filmezi pe Alexa, da. Da, pentru că e greu materialul, e greu de... Mai este o chestie foarte greșit percepută la noi. Toată lumea cumva credea că, oi, dacă eu filmez pe Alexa, deodată eu am imagine bună. Uh-huh. Nu, taman că dacă tu nu știi ce să faci cu materialul ăsta, tu s-ar putea să ai imagine mai proastă decât dacă ai filmat pe un DSLR sau pe telefon. Deci trebuie să faci foarte mult post în color correction? Nu foarte mult. Pur și simplu trebuie să te documentezi, trebuie să citești un pic. Adică la noi nu sunt așa de mulți oameni care știe ce să fac cu materialul ăsta și au workflow-ul pentru ca să fac ceva din trensul. Poți să-i numeri pe degete, cred că niște... Cine? Ilea știe? Ilea știe, Mișa Pohileac știe, TGM-ul știe, măcar Severin. Eu mă tem să nu am uși să supăr pe cineva dacă n-a să-l numesc, și eu am avut cazuri când vreau oamenii să iei la filmare numai de atât ca să arăte crută în fotografiile de pe Facebook. Așa nu era Instagram încă. Adică trebuia, ia că noi filmăm pe Alexa, știi? Dar de fapt... Și trebuie să știi cum să te folosești. Și cum să faci posturi. Camerele astea mai scumpe, ele care din urma lor o echipă mult mai mare, un bus întreg de echipamente diferite, pentru că gata, dacă ți-ai luat o Alexa, tu deja trebuie să ții numai decât și un follow focus, tu trebuie să... Dar dacă iei follow focus, tu deja trebuie să ții și un focus puller. Aha. Tu trebuie să ții un asistent care, nu știu, vreo 8 valize, tăte una după alta. Normal că asta trebuie... Da, poate și mai mult uneori. O valiză cu baterie, o valiză cu matebox, o valiză cu follow focus, una cu monitor, una cu obiective, una cu camere și nu mai știu, teradec. Follow focus ăsta voi puneți niște trackere și focusul urmărește... Nu, este un om care are o mânieră în mână și cum el învârtește, așa se învârte motoraș și învârte obiectivul. Ah, am înțeles. Poți și cu mâna, dar nu faci nimeni asta. Mm-hmm. Toată lumea cumva deja... Gata, asta de-amă cred că o să-i plictisem pe toți. Dar mai ce om răzgăvarele? Noi vorbim despre tine, cum tu ai sărit din producții TV în cinematografie. Cu camera asta, da, evident. Mm-hmm. Cumva am început să facem coproducțiile astea, că la un moment dat nici s-o repreșat, că... Mm-hmm. Zic, da, și fel de chinoșnic ești tu, că tu faci numai coproducție, tu singur n-ai făcut niciodată nică. Mm-hmm. Și eu atunci m-am gândit, zic, точно. Deci și eu niciodată nu fac nică. Și îmi zic, ia, dar vedeți să facem și noi un film. Uh-huh. Și eu nu știam cum să faci film. Și pe mine filmul și eu nici măcar buget n-am făcut. Știi, cumva avem niște bani. Și eu am început, hai să facem. Și aici fiecare care vine, e că nouă ne trebuie mult să facem asta. Zic, câți bani trebuie? Apoi e că trebuie 35.000 de lei. Poftim. De aia că trebuie asta. Poftim. Și eu filmul și ala, un scurt metraj, pe mine m-a costat atunci vreo 800.000 de lei, știi? Adică foarte scump, știi? Uh-huh. E gine că aveam banii ăștia, mă rog. Și eu după asta m-am gândit că zic, ok, el nu e rău, apropo, filmul ăsta. Cum foarte faci? Bun. E primul nostru film, e scurt metraj, se numește... Am uitat. Așa Выбор свободного джентльмена. Uh-huh. Да, я он фильм де полу мюзикл.
A, acela care e cu scenografie, alb-negru. Da, din carton, da. Uh-huh. Alb-negru, în 4x3, în formatul... Bun, el a fost filmat în 16x9, dar noi l-am făcut în 4x3. El este pe YouTube? Nu cred. Nu cred. Nu, trailerul sigur este. Dar de ce nu e pe YouTube? Eu nu știu de ce. Pe Vimeo trebuie să-l puneți. Pe Vimeo sigur este. Este, da? Da, da, nu, da. Nu, păi uitați-o. Dă-i cu parola. Nu vă uitați. Nu, eu totuși vreau la un moment dat să fac, cred că o să fac niște contacte cu niște post, cu niște distribuitori. Și eu presupun că la un moment dat eu am să valorific toate produsele pe care noi le-am făcut până acum, cel puțin la unele la care eu țin și în care nu ne rușim să le arătăm la lume, eu cred că aș încerca. Și chiar dacă scot metraje, eu cred că oricum putem, ele pot fi vândute. Noi să le bagem cinematograf, dar ele pot fi vândute în alte țări. Dar clipuri, reclamă, ai încercat? Da, sigur, da, am făcut și clipuri și reclamă. Ni reclamă nu tare îmi place să fac la noi, decât socială, poate. De ce? Nu-mi place pentru că în Moldova este o problemă cu reclama și eu cumva sunt grunin în răspuns la treaba asta. Părerea mea, nu știu, eu nu îmi pun la nimeni, că fiecare, la noi, cumva, reclama, toată lumea, eu am încercat, de exemplu, eu am venit cu o idee de publicitate și eu am început să o povestesc, adică cumva să o piciuiesc, și la care mi-au zis că, da, dar dă-mi o referință, dă-mi să văd cum asta se arate. Și eu zic, da, eu am născut și tu, e nu-i. Nu, n-am găsit nicăieri așa ceva. Și, nu, da, cum eu să mă duc la director să-i spun, eu n-am cum. La noi, cumva... Tot timpul trebuie să clonezi altă reclamă. Trebuie să găsești ceva asemănător ca să-i arăți. Cumva te impune situația de la noi din țară să copii. Aha. Pentru că toată lumea se teme cumva să facă ceva nou. Și eu înțeleg de ce, pentru că oamenii care iau decizii acolo, el are un salariu. Și dacă el a să facă ceva foarte bun, el maxim și-a să facă, s-a unitezat pe cap și a zis că, oi, și ești de maladeț. Da. Dar dacă el a să facă o hernea, el poate să-și piardă și postul de lucru. Și atunci, pentru ce lui trebuie să riști? Da. Așa că, da, dar tu cu directorul unei companii mari, tu nu discuți direct cu dânsul, care, omul care, într-adevăr, ar putea să iei decizia asta. Tu discuți cu departamentul promo, de exemplu, sau cu marketing, sau cu cineva. Și din cauza asta, e greu să-i propui cuiva ceva mai ieșit din comun. Noi am făcut câteva, nici ne-a plăcut foarte tare, noi am făcut un spot pentru TV8, și acolo era un fel de reverse thinking, adică erau toți prezentatorii lor, 20 de oameni, cu niște placate în mână, și dacă citeai de la stânga la dreapta era un mesaj, dacă îl citeai de la dreapta spre stânga era un era alt mesaj cu totul, este era unul pozitiv, nu știu și, noi l-am făcut tot destul de creativ, el prin vreo 3 zile a luat vreo jumătate de milion de vizualizări pe YouTube, îl uite să fie și acum, nu știu cum să-l găsim, dar spot general TV8, nu știu, prin 2017-2018, habar n-am pe unde. Și apoi am mai avut eu odată o idee de spot de asta năstrușnică pentru un buletin de știri, tot de la televiziune. Și eu l-am piciuit, eu l-am spus cum eu m-am gândit la la spotul ăsta și parcă le-a plăcut ideea și la un moment dat directorul de programe sau directorul de știri a venit, nu, tu știu, astea sunt știri, nu se poate. La mine era un fel de amuzant. Ideea mea era cumva că stă un bărbat de vreo 50 de ani la masaj. Și acolo o femeie tot de vreo 40, 43, 45 de ani, mă rog, e femeie care e în halat, cumva îi face lui masaj. La un moment dat îi zice, hai numai măcar 5 minute, știi? Și cu tine eu sunt la lucru, dă-mi pace, știi? Nu, hai, nu 10 minute, nu știu, ți-i jele, sau știi? Și e ca așa cumva, e, hai, nu. Și la un moment dat îi cedează, zice, hai, bun, știi, șterge mâinile de cu salfetă și aprinde televizorul și acolo știrile care acolo, știi? Cumva e amuzant, e un impărie care se prinde, știi? Da, deci nu te aștepți, că te aștepți la una și e acolo alta, exact, și asta e da, exact. Cazul, da. Și nu ei s-o temut să facă asta. Eu, de exemplu, nu mă știm, știi? Cumva, ok, da, și să fii și poate și, și mult hate în internet, dar asta e bine. De ce nu? Da, până la urmă eu zic că nu și ok, bun. La spoturile sociale
niciodată practic nu vin cu, ia că noi avem așa o idee, hai vă filmați, știi? Ei cumva, dar și puteți să ne propuneți. Și tu începi cumva, acolo tu ești limitat de buget, spoturile sociale, ele sunt de obicei tare ieftine. Și atunci tu trebuie să născoșești ceva ca să te încadrezi în buget și nu prea poți să faci mari, nu știu... Nici scenografie, nici nimic, da? Da, adică trebuie cumva să găsești cât mai... Compromis. Da, să găsești ceva cât mai ieftin să poți asta să faci și atunci și clientul, dacă a plătit puțin bani, el nu prea are foarte mari așteptări, știi? Și cumva e destul de ieftin. Și cu clipurile exact așa tot am avut odată o idee de clip care noi am copt-o vreo 2-3 săptămâni. Și parcă stăteam, făceam brainstorming-ul, stăteam împreună cu artistul, cu... Și parcă e ok, ajungem acasă și zic, puu, bred, știi, nu. Și la un moment dat, nu știu cum ne-a venit așa o idee, și la vreo 3 de noapte îi scriu fetii, artistii, și zic, ia ca așa ceva, dar eu pe telefon repede cumva am scris-o, și da, clasnă, și eu mă zic, stai, hai să răbdăm până mâine. Și m-am trezit a 20 și n-am avut eu feeling-ul ăsta de, fuu, levă, știi? Păi, da, ok, hai să o filmăm. Și gata, am scris și scenariu și tot, și prietenului artist nu i-a plăcut scenariu și nu i-a permis să filmeze asta, pentru că ea acolo era într-o ipostază mai scurt, nu a vrut. Dezbrăcată, să zicem. Nu era dezbrăcată. La noi mai era o chestie, am un parcă înșert de vreo câțiva ani încoace, o mai trecut treaba asta, dar înainte, toată lumea cumva tindea să arete că ei scârtâie, ei cu mașini majori scumpe, da, cu super, nu știu cum îmbrăcați, frumos, în locații frumoase și așa mai departe. Pafă, sclianț. Exact. Acolo era nu despre asta. Acolo era despre mașina care apărea acolo, era un Jiguli, știi, sau era altceva. Și nu te știu, după asta să vorbească, te știu, pe urmă, deci elementar, că dacă nu arăți dorăgă băgată, păi nu a fost acceptat. Cred că da. Și zic, ceva, gândește-te că fata asta nu e așa de populară, dacă să te gândești. Așa că dacă eu o să fie discutată și antireclamă pentru tine, de fapt, asta e benefic. Adică asta o să fie și mai bine dacă o să fie discutat mai mult, pentru că eu o să devin destul de cunoscută măcar, știi? Dar nu a acceptat. Ok, da. Bun, știu, am o problemă. Așa că, da, spoturi și clipuri facem, dar mai rar. Eu cumva tare m-am axat mai mult pe film și eu vreau să fac film, și mie îmi place să fac. Așa că spoturi, noi nu le dăm cu piciorul, dacă ele bat la ușă, dar nu alergăm după dânsele. Mai ales că noi, dacă stuiți după lista de la CNC, îți vreau 60 ceva de production orientate Moldova. Și acolo sunt production-uri care nu sunt lista și de exemplu, studio Sergiu Prodan nu-i, TGM-ul nu-i, sunt production-uri serioase care nu sunt lista asta. Deci, sunt mai mult de 60 de case de producție în Moldova. Asta e rău sau e bine? Zic că e rău sau e bine? E bine. Deși nu, e bine, foarte bine, doar că îți dai seama că ei toți cumva concurează pentru o mână de clienți, că nu sunt așa de mulți clienți mari. La export nu lucrează nimeni? Ba da, sunt unii care lucrează. Dar ca exemplu, care sunt la noi care lucrează la export, păi ce export e? Dar eu cred că pe dânșa trebuie să-i întrebăm. Careva stocuri ceva? Sau? Nu, eu cred că... Ia că nu de mult am vorbit cu Nahaba și el a făcut spoturi pentru... US și el mi-a arătat pe telefon pentru că ei nu au dreptul să le pună niște rețele de socializare, nici pe YouTube. Dar el e destul de frumos. Da, da, mălădeț. Și pentru export, asta e crută. Asta e foarte bine. TGM-ul știu că face, bun, făcea cu ucrainienii mult. Da, și TGM? Eu nu știu. Măcar Severin. Aha, ok. Studioul lor? De măcar știu, dar nu știam că așa se numește, da. TGM, mă rog. Da, măcar lucra cu del de parimaci și așa mai departe. Exact, peste tot cumva, el le filma în Ucraina, dar postul îl făcea tot aici. La unele dintre însele, el aducea postul și îl făcea în Moldova. Da. Așa că iarăși eu pot să zic că asta e export. Nu? Asta e export de servicii. Hai să vorbim într-un moment și despre filme, dar ca mai nou tu te-ai găsit sau te-ai regăsit ca profesor la profesiile viitorului. Cum tu te simți vis-a-vis de alegerea asta?
Și te-a forțat sau tu ai ales să fii profesor? Nu, nini s-a propus. Eu zic, da, vrei? Și eu zic, eu, profesor? Da, păi eu же nu pot vorbi frumos. E că voi și singur vedeți. Da, nu, normal. Eu же, nu, zic, cum eu, profesor? Cum nu, nu m-am gândit niciodată la asta. Și am zis, da, ok, hai să încercăm, deși nu. Eu am luat-o ca pe un challenge. Și la un moment dat, știu, ți-l minte un call cu doamna, dacă nu mă greșesc, cu doamna Dandara, prorectorul, și când m-a luat a trei parale, că a zis că, da, tu n-ai masterat. Da, tu nu știu și acolo, și da, tu nu știu și acolo. Și zic, da, stați un pic. Zic, da, eu și m-am șerut și eu profesor sau zi? Voi m-ați întrebat dacă vreau, poftim vreau. Masterat n-am, pentru că nu ne-a trebuit și eu, dacă chiar știem vreodată ca să devin profesor la universitate, nu cred că aș fi făcut vreodată masterat pentru asta. El nu ne-a trebuit. Evident. Pentru și eu să fac asta. Da, dar salariul aș emit el. Ok, eu nu vin încolo pentru salariu, pe bune. Uh-huh. Eu am lucrat vreo 3 luni de zile și eu n-am, adică nu știam ce salariu o să am. Uh-huh. Și chiar nu e pentru salariu. Pe bune, n-am... Bun, nu se poate să spun. De experiență? Eu m-am așteptat, adică eu am avut așteptări mai mari, pentru că înainte de asta noi făceam Melapul, dar la Melap vin vreo... Explică-te, rog, ce e Melap pentru ăștia Melap este un fel de școală de film care noi am conceput-o, pentru că noi avem destul de puțini specialiști și noi ne gândim să învățăm oamenii niște profesii care nu se învață la universități, la AMTAP-ul care pregătea atunci și noi am zis că nu, ok, ei fac operatori, ei fac regizori, nu asta ne trebuie. Nu, ne trebuie asistenți de camere, luminiști, sunetiști, asistenți de doli, de cranovșii și tot ce vrei, numai care nu se învață la... La noi, în mare parte, ei sunt autodidacți sau măucchi. Și am zis că hai să încercăm să facem asta. Și noi am început să aducem tot felul de... speaker de peste hotare și acolo noi ne-am ciocnit cu multe chestii de astea de-a noastră moldovenești, dar am zis că ladă, trecem și peste dânsele, nu mai trebuie cred că să le spunem la toată lumea. Și atunci și acolo veneau în jur de 35, 40, mai puțin de 30, nu știu dacă a fost vreodată, nu a fost, de tineri, studenți, oameni care măcar vreau să înțeleagă și asta. Și eu cumva m-am așteptat că o să fie cam așa ceva. Uh-huh. Entuziaști. Exact. Uh-huh. Pe când la universitate, mulți din studenții ăștia au venit la universitate numai de atât că pe unii i-au impus părinții, mama au zis că tu trebuie să te duci la universitate să ai studii superioare, că nu știu și acolo. Alții au venit, cum mi-a spus odată unul, for fun. Și tot așa. Adică și eu m-am ciocnit și m-am dezamăgit foarte tare de unii studenți. Când am văzut că ei practic nu se implică. Sau am avut odată un student care primele ore, știi, cum și-a pus căștile în urechi și-a luat telefonul și chiar în fața mea și s-a plecat și gata, și plâns, nu-l interesează și vorbesc eu acolo. Și eu am zis că, da, pentru și eu te sper timpuistă, știi, cumva, mai ales vinerea la noi era pe la 7:30 începea orele, știi, și eu mă gândeam, zic, uite-te, eu nu am dreptul să nu vin la lecții sau să întârzi măcar. Dar eu veneam și dimineața din 40 de studenți care era în grupa română, erau, de exemplu, 7. Și zic, deci și ei au voie să nu vină la lecții sau să întârze, dar eu nu. Ne o leacă de sfidare. Dar noi problema are că așa de vreme trebuie să fie lecțiile. Era la 8, dar pentru ca să economisească energie electrică, au făcut mai o leacă mai devreme și de la 7:30. Eu, spre exemplu, nu funcționez la 7:30. Eu dacă aș fi student, apoi eu poate aș veni, dar eu... Nici eu, dar te deprins. Cu toate te deprins. Dar pe urmă, știi când s-au schimbat lucrurile? Când noi am început să facem practică multă, pentru că e tu o leacă de bullshit să înveți tu despre camere, despre lumini, despre sunet cu creta la tablă, știi? Uh-huh. Și când am început să-i aduc la Mediacor, să le dau voie să pună mâna pe dânsa și chiar cu riscul de a-mi strica ceva acolo, aici s-a mai apărut niște interes. Uh-huh. După care noi am filmat, a fost un fel de testare pentru ei, noi am făcut niște filme
și cu o grupă și cu alta. Eu am vrut să facem una împreună. Uh-huh. Ei nu au vrut, că eu le-am dat să aleg. La mine e foarte democratic tot acolo. Și grupa română a zis că ok, da, poftim. Grupa rusă a zis că nu, noi vrem aparte. Uh-huh. Ok. Până la urmă, grupa română a făcut filmul și l-a arătat și mie foarte tare îmi place. Grupa rusă doar l-a filmat și nu l-a montat nici până în ziua de azi. Oh. Poate din motivul sau din cauza mea, pentru că eu le-am pus nota deja după filmări. Aha. Pentru că pe mine, eu nu predau postproducție. Nu predau postproducție. Deci, pe mine nu mă interesează singur rezultatul. Uh-huh. Pe mine m-a interesat cum tu ai mânuit tripiedul, ștativul, lumina, camera, microfonul și așa mai departe. Și de asta eu am pus nota anume pe asta. Uh-huh. Și când văzut că au notă deja, uh-huh, da, și trebuie să o mai facă. Nu a costat efortul. Uh-huh. În viziunea lor, cel puțin. Da, uh-huh, da. Sau poate că fata care era regizoarea, ei toți s-au împărțit în departament. Fata care era regizoarea poate trebuia să fie un pic mai insistentă, știi, să-i mai strânească o leacă pe toți, că asta de fapt e iarăși o parte din lucrul regizorului. Uh-huh. Tu trebuie să fii destul de influent, impunător, ca toată lumea cumva să asculti și zici tu, să-i motivezi pe toți să facă și aici tu te-ai gândit că vrei să faci și tot așa. Deci, nu știu, filmul lor nu a ieșit. E nici măcar materialul n-a luat, stă la mine pe server. Curios. Nu contează. Dar iarăși tu nu poți să-i impui să facă nimic. Nici nu vreau să-i impun, de ce i-aș impune pe cineva? Eu am încercat și le-am explicat, eu zic, uite, băieți, voi puteți să nu-l faceți, dar eu, de exemplu, dacă m-am apucat de ceva, eu am să-l duc până la capăt. Pentru că s-ar putea pe urmă să jălesc că n-am poate, făcut, poate a fost un film bun, dar noi nici nu am ajuns să-l vedem. Eu, sincer, nici nu mai țin minte. Ei, de fapt, au avut aceleași condiții ca și grupa română. Aceeași decorații, doar că un pic alt scenariu. Știi? Tot erau decorații de Revelion. Uh-huh. Astea care voi în pavilion le-ați montat, pare că, da? Da, am filmat, da. Și, mă rog, deci... Cu profesoratul, cam astea sunt toate. Bun, sunt multe chestii acolo. De exemplu, eu am început deja să implic pe studenți în filmările reale, pe platouri de filmare real. Dar cum tu ai alege ăștia care sunt mai entuziasmați, care sunt cereu? Nu am ales pe nimeni, eu doar am zis că dacă este cineva care vrea... Aha, și-o vrut. Eu mai mult decât atât. Eu i-am zis prima dată, zic, dacă este cineva care vrea, dar asta e gratuit, voluntariat. Da. Eu din stat știam că eu asta... Da, dar influențează nota sau cum? Nu. Nu. Adică dacă vrea cineva să înțeleagă și asta film, știi? Așa. Eu i-am spus că zic, uite, s-ar putea să voi să veniți pe platou și să vedeți că de vouă asta n-afic nu vă trebuie. Da, da, da. Pentru că e una și tu ți închipi și e cu totul altceva când tu îmbli în martie frig, în șibote de răzână, în glod, în băltoac, în nu știu ce. Primul lovată pe undeva, da? Nu, noi am filmat nu departe pe aici, în niște sătușe de pe lângă Chișinău, dar zic, tu poate să închipui că acolo tot e roză și frumos, dar de fapt tu te asembli prin glod, știi, și afară plouă și e frig și tu stai și de aici ți-i somn, de aici ți-i foame, de aici te doare capul și nu știu ce acolo. Și zic, poate tu nu vrei să înduri toate lucrurile astea și poate ți asta să-ți ajute să înțelegi că, păi, dar tu, eu vreau și eu avocat. eu știu, eu din experiența mea, de obicei, din toți voluntarii care vin, cred că 10% rămân. Adică din 10 oameni poate nu trec testul, nu? Ei singuri îți duc. Și aici i-am rugat pe fete că eu nu iau chaturile lor în care profesorii nu, și ei acolo au dat o țâpăt pe chaturile și ele, că dacă vor. Și eu nu am menționat numai decât că asta e voluntariat, gratuit. Și eu m-am afighit că acolo au fost vreo 15 doritori. Da. Noi, evident, n-am avut nevoie de atâția oameni și noi am încercat să împăcăm pe mai mult și am luat diferiți oameni, dar la sfârșit, în penultima zi de filmare, am zis că, băieți, uite, de fapt, eu din start am vrut pe voi să vă plătesc și voi să primiți bani. Dar eu n-am vrut să vă spun despre asta pentru că n-am vrut să fiți motivați de bani. Eu am vrut să văd chiar și ne pe bune vreți să vină la film. Uh-huh. Și a fost un bonus. Da, și ei nu s-au așteptat că noi încă să le plătim pentru asta. Și acum că noi am filmat un scurt metraj, noi pe bune n-am avut buget și le-am spus că, zic, uite, dacă data trecută a fost cu bani, de data asta sigur e fără bani, așa că nu vă așteptați.
Dar, iarăși, în ultima zi, noi am economisit niște bani. Noi am filmat mai repede și din cauza că am economisit bani. Niște bani, am zis că, uite, noi nu putem să vă dăm mult, dar noi putem să vă dăm, ia ca vreo 12.000 de lei, împărțiți-i la toți și acolo a ieșit câte vreo 2.000 de căciulă, știi? Adică nu sunt mari bani, dar cum e un foarte bun bonus la care iarăși nu s-o aștepta. Dacă nu te aștepți, da. Și eu și mă gândim, zic, dar data viitoare când odată și odată să trebuiască fără bani, te-am o să aștepte că ai să lasă iară să ne plătească, știi? Dar asta nu depinde. Ei, dar în fine, ce obține ei din start nu se așteaptă. Nu, nu. Mm-hmm. Dar nici eu nu m-am așteptat că de data asta iarăși să putem să-i plătim. Mm-hmm. Asta e foarte fain. Da. Dar tu nu te așteptai la așa gen de cum, dorință ca să participi studenții la proiectele tale? Ei nu sunt așa de mulți, dar sunt într-adevăr. Da, dar dacă sunt 15, astea deja tot nu sunt puțini, știi? Da, da. Ei, bun, am avut noi, de exemplu, și varianta pe platou în care eu venit ca niște, ca PA, production assistant, și la un moment dat era o scenă în care noi trebuia cu ventilatorul să împrăștiem gunoi. Și în strada, din am închis strada în Chișinău cu poliția, cu tot, am împrăștiat gunoi și după care noi trebuie să strângem gunoi ăsta, să lăsăm. Și noi am început să strângem. Eu, producător executiv, scenografie, toată lumea a început să strângem cât mai repede. S-o strângem, cât mai repede o să ne eliberăm. Și zic, hai băieți, hai să strâng. Și acolo s-o strâns mai mult. Băieți, fete, strângeau tăi, la care o fată zic, eu și-a venit aici și strâng gunoi. Normal. Eu zic, nu, logic. Zic, da, pentru ce ai venit? Păi eu v-am și regizor. Zic, ok. Dar tu nu ești regizor, da. Că, nu, mă rog, de exemplu, în țările, în Germania, poți să ai tu 3 diplome de regizor, dar dacă tu nu ai fost pe platou scare un pic de ștative sau nu știu, nimeni n-a să-ți dăie niciodată ți-ai cumva buget să filmezi tu filmul tău, știi? Ori scoate bani de muznare, ori treabă pe mama și pe tata să-ți dăie niște bani ca să-ți filmezi tu filmul tău. Adică, cumva, da, tu ai diplomă de regizor, dar tu trebuie neapărat să participi la niște filmări, să vezi cum e asta pe bune și până ai sprinești un ștativ peste 10 cel mare de la Chișor, ca să înțelegi că asta doare, tu n-ai, poți să-ți povestesc eu de 30 de ori la tablă, dar tu trebuie să o simți asta, știi? Să pui mâna și să vezi că, băi, el e greu, el iarna, în afară că e greu, el e șireșe, că e metal și tot așa. Deci, trebuie, numai decât lucru practic, trebuie. Bun, hai să ne întoarcem la filme. Hai. Vreau să văd, tu ai fost coproducător la Carbon. Da. Și, spre exemplu, eu personal cred că este până și cel mai fain film moldovenesc care eu l-am văzut, mă rog, recent. Eu tot. Și acum știu că voi gătiți un film nou. Când se iasă asta în emisie? Asta o să iasă, posibil că în vreo 200 mai. O, apoi că nu mai rămas mult și o să fie premiera la Varvara. Așa. Da. Investește-mi despre Varvara sau despre Carbon? Da, despre Varvara. Noi Varvara. Deja cu Ion Borș am reușit ca să măsulim tema cu Carbon. Ok, foarte bine. Foarte bine că tot mai bine o să zic Sergiu cu Matenco, producător general, cu Ion Borș decât mine. Varvara este în mare parte aceiași producători, dar e alt film. Nu pot să le compari, pentru că sunt alte genuri, în primul rând. Unul e dramă, altul e comedie. Știi? E diferit. Dar e bun și tot îți trezește sentimente. De exemplu, o colegă de aici, de la Mediacor, a fost și l-a văzut în avant-premieră într-o proiecție tehnică și ei au venit a doua zi pe platou de filmare, că ei au vrut să vadă și cum e asta pe platou și noi am zis, ok, hai. Și eu zic că, în primul rând, e deja câștigătoare pentru că s-a trezit la 4 dimineața. Și am zis, ok, bun, că mala nujna de leșeastea, acazuiți. Și el mi-a zis că eu am fost ieri la Varvara. Zic, și cum? Eu am plâns. Zic, înseamnă că asta e bine. Înseamnă că au trezit sentimente. Pentru că noi, văzându-l de multe ori în diferite stadii de, știi cum, fără colorizare și cu colorizare, cu sunet, fără sunet și nu știu cum. Se roade ochiul. Noi nu mai putem fi obiectivi, știi? Da. Și hai că eu nu l-am văzut tare de multe ori, dar eu deam tag de producător general sau de regizor care
care l-au văzut des de poate câteva ori pe zi, normal că ei deja chiar nu mai știu. Și atunci ei singuri trebuie să caute pe o glas din amâlin care îl vede pentru prima dată ca să-i dea niște feedback-uri, știi? Și dacă oamenii ăștia au o mare, oricare tangență cu cinematografie, au mai văzut kinouri și bune și rele până atunci. Fapt și e clasă, știi? Dar câteodată și părerea pur și simplu a unei mamei sau a surorii care lucrează la bancă tot foarte mult contează, știi? Adică niște oameni care n-au treabă deloc. Mai ales dacă ei sunt target group. Da. Adică, ok, dar, mă rog, lucrează, nu știu, la policlinic. Dar ea este un om care trebuie să-ți spună foarte cinstit dacă îmi place sau nu îmi place. Uh-huh. El n-a să-ți poate explica și concret nu-i place acolo. Uh-huh. Și o deranjează pe dânsa. Uh-huh. Muzică poate o deranjează. Sau, nu știu, acolo cumva ceva, lumina nu-i cum trebuie. Ea asta n-a să-ți poate explica. Discrepanță din scenariu. Da, ea pur și simplu o să zică bun. Sau taxi, știi, mai încearcă. Eu cred că trebuie să ascultăm și oamenii ăștia care părerea lor în oarecare măsură și ea mai sinceră. La noi, mă rog, din pleada asta de chinoșnici mai este o chestie că ei dapă ne drug sau ei dapă cum să-i spun că nu ne-a plăcut sau cumva... Dar e greu, mai ales că dacă tu vezi că omul muncește mult la un produs și el chiar iese mediocru, păi ți-e greu să-i spui că el e mediocru. În genere. Da, știu. Eu am pățit-o, ne-a trimis odată un scurtmetraj și eu am fost sincer. Și m-am uitat și filmul Taxi B. Da, tare Taxi B. Dar a fost un cadru care ne-a plăcut. Și când m-a sunat după asta, zic, cum? Și zic, băi, e că cadrul și ala tare ne-a plăcut. Nu i-a spus nică despre film. Deci zic, ea căcadă și ala tare frumos. Da, 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 ea că asta, eu liștea l-am filmat. Zic, bravo. Eu de obicei le spun că... Oi, diferit spune. Slușa, dacă el a suit, amuia ne-l să înțeleagă? Da, eu de obicei le spun oamenilor că într-adevăr văd că... Bun, că există produse rele care sunt făcute teapleau. Acolo e ușor să spui că e rău. Dar când se vede că oamenii s-au străduit, apoi spun, băi, nu i-au s-au străduit, știi? Da. Eu de obicei nu mă dau cu părere, nu s-o străduit, nu ok. Măi, mai este încă și o altă chestie, pentru că sunt unele lucruri, sau, mă rog, de exemplu, eu n-am avut foarte mare experiență de regie, eu am făcut un serial, dar nici el așa de tare îmi place, că nici nu pofi și să zică lumea, știi? Că e bun, că e rău, că nici el îmi place. Uh-huh. Și dacă asta mai place cumva, cuiva, foarte bine. Dacă nu-i place, dar nici pofi. Care și la care ți-ți place? Inelul de foc. Inelul de foc? Da. Dar eu, bun, eu pot să fiu subiectiv, nu din cauza că eu l-am făcut, dar din cauza că noi am primit așa o plăcere la filmările astea, uh-huh. Știi? Asta a fost unul din puținele proiecte la care noi am lucrat și cumva eram motivați nu de bani, acolo bugetul a fost foarte mic, uh-huh. Dar noi eram așa de uniți pe platou și veșnic era și glume, nu multe ca să-ți trece procesul de lucru, dar era tare clasă. Sinergia era bună. Foarte, uh-huh. Foarte bună, știi? Uh-huh. Și cumva am zis că și eu acolo regizor am devenit întâmplător, știi? Pentru că am rămas în ultim moment fără regizor și am zis că ok, dar cine? Și Tania zice că tu? Și zic că eu niciodată n-am făcut pe nimeni. Și zic, dă măcar să mă iub cineva care măcar ceva a făcut. Și am găsit-o pe Adriana care a făcut cândva un scurtmetraj numai, știi? Tot fără experiență, dar măcar ceva a făcut, uh-huh. De-a, știi? Și am zis că hai noi amândoi și în regizori. Hai. Și eu că cumva așa a fost. Super. Și scenariul a fost scris foarte repede, în decurs de vreo o lună jumate, mă tincă, pentru că noi eram tare, aveam deadline-ul de astea jostche, că era contractul cu Arex, în care trebuia scenariul de dat atunci, după care trebuia să dăm, nu știu, acolo ei trebuia să-mi dai feedback, să mai tăiem, că nu e așa. El a fost scris, după care Arex-ul ne-a zis că nu, ia că personajul ăsta trebuie de omorât. Și noi, cum n-a fi, știi, okay. Și din episodul 8, noi l-am luat și chiar și din toate episoadele, din începând cu a treilea episod, noi l-am trimis la stagiune în Germania și gata. Și el nu mai este în film, a mai apare de vreo câteva ori pe... Poză. Nu, pe call. Aha, ok.
pe Viber, pe ceva, pe ce sună, și atât, știi cum vrea. Dar asta noi, el a fost altceva. De la voi sistemul de scriere a scenariului era pas cu pas, nu era din start tot scenariul. Ba da, ba da, noi l-am scris aproape tot. Aha. Dar după asta l-ați ajustat, sau cum? Și după asta noi am primit feedback-ul de la Alex și am zis că ia că aici trebuie așa, de aici trebuie așa. Și noi, ladă. Ok. Chiar și personajele că se îndrăgostesc la sfârșit, tot Alex-ul ne-a spus că el trebuie să se îndrăgostească. Și eu zic, ladă. Хорошо. Noi как бы n-am avut de gând asta să facem. Dar, da, e posibil de primit sau de făcut producțiile astea ca organizațiile astea să nu se implice chiar așa? Acum deja nu. Asta a fost, cred că, primul an în care... sau nu primul, era doilea, mă tincă. Pun întrebare, serioasă. Da. Crezi în Dumnezeu? Nu. Nu. Ești ateu. Da, dar nu s-a teo de asta care să înșepă mușpități să-i conving să nu creadă în Dumnezeu. Nimeni e absolut indiferent dacă cineva crede sau cineva nu crede sau înșine crede. Da, urmărești tradițiile? Îs impus de țara în care trăiesc în mare parte. Pentru că eu și nu dacă ne-am făcut-o, eu n-am vrut să o fac cu obiceiuri, dar și părinții și socrii și tot cum și... Cum nafic, știi? Trebuie numai decât acolo găluși și mai trebuie să zic, da, dar eu fac nunta mea cu banii mei și că cova hrena ne întrebă muia ne spun pe colași, nu știu și la nanașă. Până la urmă, Tania, zic, da, plății jele, haide. Mai puține probleme, da? Da. Și am zis că, ok, ladna. Așa că eu încerc să văd în asta niște lucruri destul de bune. De exemplu, cât de Paști lumea se adună, pe mine puțin mă interesează că e Paștele, pur și simplu îmi place că toți sunt întâlnești familia. Ok, căruta, de ce nu? Că e anul nou sau că e Crăciunul, cu nu știu acolo, iarăși. Sunt niște sărbători la care familia poate să se întâlnească și asta e ghine, pentru că fără e ca povădurile astea. Noi nu prea ne întâlnim. Chiar dacă trăim toți în Chișinău, dar toți sunt deja cu familiile lor, cu problemele lor, cu joburile lor și cu toate astea. Și din cauza asta nu prea găsești timp să te duci să te întâlnești măcar la un frigărui. Și ai scuze că... Da, și cumva asta e o chestie bună care te aduci acasă cumva la părinți, la, nu știu, te adună. Așa că, deși nu, lasă-o să fie. Deci părere tu ai despre cât de tare se implică popii sau în genere oficiali religioși, așa să spunem, în cum funcționează statul? După părerea mea, religia, care n-ar fi ea, asta e o chestie destul de... Dar cum să zic că ei sunt superi? Dar n-am cum. Leva ea. Religia, pentru mine, cumva e o chestie care... E un fel de rău pe pământ, pentru că eu am filmat foarte multe nunți, cum am mai spus. Eu crezul, tatăl nostru și tătea este, eu le știu pe de rost. Eu cu nunie pot să spun pe de rost, cu mărit să fie mire, ca Avram, binecuvântat să fie, că eu asta tot știu pe de rost. Ei asta citesc din cap. Ladna, așa trebuie de citit, nu-i probleme. Dar eu numai odată, o singură dată, la, nu știu să spun, mănăstirea de la Suruceni, eu am văzut un preot bătrân și eu am văzut în ochii lui că el chiar crede în ce ei își spune. Eu nu îți aminte cum pe dânsul îl cheamă, nici nu știu dacă știam cum pe dânsul îl cheamă, dar eu am văzut în privirea lui că el chiar era sincer. Restul o fac asta cumva, bun, nu vreau să zic tăți, că mușă, pentru bani. Pentru bani, nu, bine, izvinite, dar cu nunie costă și trebuie. Da. Și iarăși, din punctul meu, religia, dacă te uiți în, cumva în istorie, la cruciade, mai mulți oameni au murit în cruciade decât în toate războaiele din lume care au fost vreodată pe pământ, știi? Cumva, iarăși, e din cauza religiei, știi? Și eu nu prea cred că dacă Dumnezeu ar exista, el asta ar fi vrut. Da, sau torturile Inchiziției, da? Dumnezeu tăcoi a zis că, tak, это неверный, убить неверного. Да. Știi, cum e ca, cum taică-mi-o într-o bună zi, mi-a zis că
musulmanii ăștia, nu își trebuie de măcit, nu de măcit, dar cumva ei sunt răi. Uh-huh. Și zic, de unde tu ai luat asta? Că ia uite, tu nu vezi câte probleme din cauza lor. Zic, dar de unde tu știi asta? Zic, tu ai citit vreodată Coranul? Nu, dar nici nu vreau. Zic, dar tu te uiți la televizor și acolo ți-au spus că musulmanii fac teracte. Și tu crezi asta. Eu am prieteni cunoscuți musulmani și ei sunt tare de treabă. Eu sunt reprezentant la ARI în Germania și omul care este pe teritoriul ISTA, Moldova, România, el e musulman. Tăi corai, e un ceva tare de treabă, știi? Uh-huh. Și apropo, eu mă picălem într-o zic, el a venit în Moldova, a fost de vreo câteva ori, noi l-am primit și noi mâncam odată în restaurant la care eu îi zic, da, hai mâine venim tot aici să ne ducem în altul. Și el zic, nu, mâine nu știu, sărbătoare era acolo și zic, eu mâine nu pot să mănânc, știi? Uh-huh. Zic, de ce? Dar eu sunt muslim. Și zic, ciuvac, you are drinking vodka right now. Tu ești muslim. Și el, nu, da, dar cumva... Sunt în diferite gradații de muslim, da. Da, s-a venit odată un evreu din Israel. Ciuvacul era foarte religios, el nu scotea chestia asta, nu știu, scotea din cap, da. Și el nu a mâncat nimic niciodată din Moldova, pentru că tot e cășerne. Wow! El a venit cu bidonașele lui cu mâncare din... Da! Dar e un ceva foarte de treabă, știi? Pe bune, e plin, fiecare ok, fiecare la screadă și ne vrie cum vrie, n-am o problemă. La mine, mai mult de jumate din colegii mei sunt foarte religioși, eu nu știu, e baptiști, jehoviști, nu știu ce să-i acolo, dar ei sunt religioși și eu n-am o problemă cu asta, poftim. Atâta timp cât ei nu-ți încalcă libertatea ta. M-au chemat odată la biserica lor. Nu, că te-au chemat, asta e, da, și eu, spre exemplu, tot la mormoni am fost, dar știi... Pe mine m-au chemat odată, eu am un coleg care e pastor la biserică de asta. No. Și el s-a ținut de capul meu de vă câteva ori și am zis, hai, davai, eu dacă vin odată, tu după asta niciodată nu mă mai chemi. Și el, da, hai. Mm. Și eu m-am dus. Am luat soție, într-o zi, și m-am dus. Da. Și m-am uitat cum el acolo vorbește. Băi, nici nu-a plăcut. Mm-hmm. Sincer, nici nu-a plăcut, pentru că biserica lor e diferită de... E tot ortodox. Nu, tot ortodox, dar nu știu ce. Habar n-am, sincer. Nici nu-a plăcut că tu te duci încolo și așezi pe scaun. Tu asiști la un fel de concert cu gitare bas, cu gitare electrice, cu barabane de astea, cu baterii, super crută, cu viori, cu tot. Doar că toate când și le despre Dumnezeu, cu Dumnezeu și așa mai departe. Dar nici tare ne-a plăcut acolo. Și eu am făcut pur și simplu un fel de... Zic, deși la biserica noastră, mă rog, a noastră, zic, care în mare majoritate sunt creștini ortodoxi, când te duci la biserică, tu trebuie să te chinui. Tu trebuie să stai... Pentru că e monopol și nu concurează cu ăștia. De ce concurează cu ăștia? Probabil. Nici pofic. Eu dacă aș fi religios, eu m-aș duce mai degrabă acolo. Păi evident, acolo e mai vesel. Da, acolo pricolnă, deși tu trebuie să chinui pe om, știi? Pe mine, pur și simplu, de mic copil mă tăreau la biserică cu deasâlă, probabil din cauza asta eu nu sunt religios, când pe mine mă țineau flămând până la vreo oară 1 ca să mă împărtești, dar eu ești copil, mititel, blin. Plus la asta eu nu pot și de locului. De acolo fiecare babă când nu era lene, trebuie să-mi facă observații, dar deși cu minte. Nu, blând, și tine niște ieșe, uite-te, nu serios, eu am 8 ani. Nu, unde vezi tu pațan de 8 ani să stăi cu minte 6 ore în continuu, știi? Și să nu se niște și... Nu, Doamne ferește. Adică trebuie să fii foarte traumat ca să nu... Nu-mi plăcea când tăți își făceau cruce, pentru că și eu îmi făceam cruce și eu puteam să mă nișc, știi? Eu mai duceam la balcon, mama de-a mâini permite la un moment dat, mă duceam la balcon în capăt cât mai încolo, că eu de acolo vedeam în altar ce-ți faci. Și eu măcar ceva dvijuhă vedeam, știi? Nu, îți spun, asta e o chestie care mi se pare că, mai ales copiii, nu trebuie să-i așa de tare să-i pui în remș, pentru că tu, de fapt, dacă voi vreți așa de tare să... Tu îi întorci de la Dumnezeu în cazul ăsta, pentru că El asigurească treaba asta. Toată viața pe dânsul ăla e obligat să facă asta și din cauza asta, blin, nu ai cum. Nu ai cum tu să-l pui pe un om, să-l chinui cu asta, ca el pe urmă să îndrăgească asta și să iubească asta. N-are cum. Așa că eu cred că ea asta fac greșit. E pravilnic podход, da?
Apropo, la biserica asta, dacă te duceai cu copchii, copchii aveau camera party cu animatori care aveau tot niște jocuri a lor, dar ei nu era obligatoriu să vină acolo și să asculte toate predicile cele. Super. Și eu zic, plin, clas, de ce nu? Cu sedică cu capul e făcut. Mă tin că ei sunt un fel de subdiviziune din Danimarca sau din... ceva este. Uh-huh. Eu am intrat la dânșa regie și eu m-am hrănit pentru că... Bun, eu m-am uitat că e interesant. Ei și fac broadcast la... Sigur că da. Și eu am afigit că în timpul și ala asta, când a fost, nu știu, 10 ani urmă, poate și mai bine, ei aveau un tricaster, care la noi la televiziune nu era așa pult, știi, cu așa posibilități. Ei aveau echipament foarte, foarte crătoi. Ei de obicei sunt foarte bine legați cu ăștia din vest și probabil ei că donațiile primesc. Așa și este, dar nimai că le donat, dar... Sam fact că ceva da. Și super dotați și pot face ceva foarte bun, știi? Uh-huh. E cu tot felul de play-out-uri, cu titravalcă, real-time, cu tot. Super crânt acolo la dânșiera. Dar dacă să ne întoarcem înapoi la religie, eu nu sunt religios. Eu cred că fiecare om singur își clădește cumva viața. Și viața lui depinde doar de el. Dar știu foarte bine că sunt oameni, foarte mulți oameni, care au nevoie de religie, au nevoie să creadă că cineva totuși pe dânșa să-i ajute. Știi? Rolul meu și-o trăiesc așa. Uh-huh. Așa că eu n-am o problemă. Poftim, credeți. Eu, de exemplu, nu. Eu am ales să cred că, păi, cum ți-o faci tu cu mâna ta, nu ți-o faci nimeni, știi? Despre minoritățile sexuale. Și scădeși. Care e atitudinea ta vis-a-vis de gay, lesbiene, persoane trans? Ok. Noi am vorbit odată, apropo, cu nevastă mea pe tema asta, când copilul nostru, când primul meu băiet era mai mititel, nu știu câți ani avea, vreo 7-8, și am zis că e că în chipul zic, el crește și la un moment dat ajunge, nu știu, la 16 ani și vine și zice, tatăi, mie îmi plac băieți, știi? Și eu ștem și mă gândeam, și asta cum înseamnă? Că tu 16 ani de zile l-ai iubit și în momentul ăla zici că, nu te mai iubesc, pașol nafic, știi? Tu totul n-ai să-l iubești, el e copilul tău. Eu n-am o problemă cu dânși, честно, e absolut indiferent. Nu că indiferent de ei. Eu am cunoscut, apropo, să ne aduc aminte. Nu e ca doi acum, ne-am amintit. Care sunt niște tipi destul de ok. Și eu cred că astea sunt niște superstiții sau cumva ceva, sau oamenii care nu au interacționat niciodată cu predstavitelii LGBTQ, am trebuit și Q numai decât de buz, plus. Pentru că, nu știu, deși lor le pare că, oi, blea, dacă el e gay, el abizatina să vină și... Spune mâna pe fund. Da, și a să dea la mine, știi? În momentul când tu ai niște cunoscuți și tu vezi că ești de treabă, ei sunt pasani de treabă și niciodată nu ne-a dat nici namioașă măcar, știi? Eu cred că iau viața lor personală care poate fi și mai bună decât la mulți heterosexuali, știi? Atunci tu înțelegi că ok și treaba lor. Nu, n-am o problemă. Ceasna. Deci, părere tu ai despre marșurile astea care se organizează fără frică sau, eu știu, care ies minoritățile, inclusiv LGBTQ și apăr drepturile? Eu mai mare problemă am cu marșurile care le organizează pochii împotriva lor. A, paralel cu dânșii? Care aruncă dânșii cu pătlăgele? Când vezi niște interviuri cu niște babi care nici măcar nu știu de ce au venit ei acolo, sau cu niște... pentru că popa le-a zis cadem și ei s-au pornit și ei nu știu pentru ce ei asta acolo au venit. Astea sunt mult mai amuzante decât... Păi, dar treaba lor, fiecare lasă-și are dreptul. Eu nu știu dacă e asta te dă ceva marșul în sine. Poate lor le dă cumva o speranță și ceva, știi, dar eu nu știu dacă sângură societatea, poate, îmi pare că uneori asta e cumva mai tare instigă la un conflict cu careva, știi? Pentru că sunt foarte mulți care zic că nu, blin, ok, și dar în stradă sau ceva, știi, sau sunt anecdoate o grămadă pe tema asta. Poate ei au nevoie,
Eu am filmat, apropo, eu când eram odată operator, asta a fost tare de mult, eu am filmat odată, atunci nu li se permite să facă marșuri în oraș, și eu făcut într-un club, nu țin minte cum se numea el, la Rășcanovca. Star Trek? Nu, mai dincolo, în partea cealaltă. Pe Bulevardul Moscova. Faraon? Mă tin că Faraon, dar nu sunt sigur că Faraon. El e schimbat acolo, Faraon, Sfinx, el îți menumea, nu știu cum. Căroci, mă tin că acolo. Probabil. Și e acolo făcut. Și atunci a fost căsătoria dintre doi gay, unul din Odessa și unul din Chișinău. Dar eu atunci am fost ca operator. Noi filmam atunci chiar reportaj cu ăsta, cu reporterul. Și eu atunci prima dată am văzut. Cumva pasa asta sau coronița, să nu mai țin minte ce era acolo, le-au dat-o două fete lesbiene care s-au căsătorit cu un an mai înainte. Bun. Oficial, normal că asta nu era posibil, dar cumva fictiv. Și eu atunci prima dată am văzut, știi, și am zis, ok, și nu văd nic acolo, așa, știi, stai. Rău sau demonic, da? Da. Și cu trans și fix așa, da, plin, dacă vrei să... uneori ne se pare că asta tot o ia prea tare razna, știi, cum că dacă cineva vrea să zică că el e femeie, că el se simte femeie, ok, sau bărbat. Dar când zici că eu sunt elicopter de... Atac. De militar, da. Apădeam aici și ne se pare că, blin, nu, serios, ce faci, nu, hai, gata. Adică eu o leacă, parcă îmi pare că, nu știu, dacă trebuie de băgat plus și ala acolo, știi? Deci tu crezi Dar pe de altă parte, da, dacă știi cum, în tot asta... Deci dacă asta nu e razna, păi ok, dar dacă asta e deja dar posibil... Dar asta e și razna, blin, asta cumva e și este democrație. Dacă el vrea și elicopter de vânătoare sau cum se numește el militar, te las și e. Mâneta, știu. Ok. Doar că ne se pare că... Asta e pur părerea mea, că uneori, pur și simplu, unii prostă din sascuchi și așa se gândesc, tac, dar și eu... Păi și lista asta, eu nu mă regăsesc în niciuna, dar eu o să o predumăiesc pe mine, categoria mea, știi? Și gata. Dar asta iarăși poate nici ne spare. Vorbim de filme sau seriale. Da. Des ori nu vedem în filme sau seriale, mai ales în ultimul timp, gay, lesbieni și trans. Și Netflix? Mare parte la Netflix practic nu există film unde nu Fără, sunt. Da. Care... Eu am impresia câteodată că asta e poate una din condițiile ca filmul să ajungă acolo, știi? Și eu și mă gândesc, ia ca poate, deși n-am avut noi niciun în film. În Varvara sunt gay? Nu. Cum așa? Voi nu vreți la Netflix? Trebuie să-l întrebăm pe Dorbală, dar... Anatol, dar de ce noi n-am pus gay în Varvara? Da, кстати, biserică și popă este. O. Este, da. Spre iesdem spate. Попа, конечно, так себе, да, хай оферы спойлер. Ну, не регула, о фост, апропо, ну, что, чинева для патриархии, Сергей еще его организат, и увезут фильму. Что, благословит? Редко. Я, ну, что, нам вроде к Сергею Птимаста, да, преспун, да. Да, визави де дрогуры, кари визюня-то. Да, сервец. Консуми? Ну. Ai încercat? Da. Dar și este că nu ai încercat? Nu știu. Eu sunt fricos de felul meu, așa că eu și marihuana, cred că prima dată am încercat în Amsterdam. Deci e bună să fie, da? Dar eu nu țin minte tare bine atunci. Nu țin minte că era bună marihuana sau nu țin minte că memoria era? Nu, țin minte. Eu am intrat cu un prieten, Și pe noi barmenul ne-a întrebat, to laugh or to sleep? Și ciuvacul de alături, eu eram cu soția în Amsterdam, dar el era fără. Și el zice că, tu trebuie să iei, to laugh. Eu dați-mi to sleep. La care eu am început să mă râd și nu putem. Eu din cauza că mă râdem, nu putem să explic, băi, nu to laugh, dar to laugh. Știi? Și el și-a luat to sleep până la urmă și el ne-a luat to laugh. Nu și știu dacă simt. Și nu ți-a fost tarihaios? Nu. Ok. Cumva un fel de... Eu m-am simțit cumva așa un fel de... Ladna?
Știi? Un fel de răslabon așa prost. Mm. Atât și gata. Eu, așa. Zice lumea că pentru turiști de obicei e slabe porțile astea. Probabil, pentru că turiștii nu sunt tari, știi cum... Versați. Da, și să n-aibă pe doză. Nu, că de la fumat nu prea. Poți, desigur, să ai halucinații. Eu nici nu tare am citit și eu n-am încercat, nu știu, altceva, șupierci sau și mai sunt acolo, pentru că îți spun că eu sunt destul de fricos. Mm-hmm. Da, știu, am mulți cunoscuți care preamă stari citiți, cărturiți în ale drogurilor și ei poate să spună fiecare și face și efect are de un s-o iei, cum s-o iei crăcitet. Da, dacă ar fi legal, spre exemplu, de acum eu sunt pentru, eu sunt pentru a legaliza și îți spun de ce. Noi în școală, noi eram 15 băieți în clasă și numai la un băiat de la noi din toată clasa, tațo, i-a spus pe de dreptul față de noi, băi, Janel, dacă vrei să fumezi, fumează, eu ți-am să spun niciodată nică, dar asta e alegerea ta, asta e viața ta, asta e sănătatea ta, după, period. Și Janel era unicul băiat din clasă care nu fuma. Dar eu și gândeam mâncat de la tata când m-a prins. Și hai de hrenul agitat. Plus la asta s-ar plăti taxă? Ar fi mai bun produsul? Asta, mă rog, de asta lasă să-și bat capă și care consumă, dar eu sunt pentru și e plin. Oricum tot mulți la noi fumează. Teamă, tațele voi să fumeze. Eu cred că dacă în Moldova s-ar legaliza iarba, tot România ar veni încoașe în weekend. Da. Turismul și s-ar dezvolta. Și el puțin din România sigur ar veni. Și Moldova ar putea să fie, știi, cumva un exemplu. Eu cred că în scurt timp, după asta, peste vreo 4-5 ani, pentru că atâta le trebuie la stat, că și-o da dumălizi, și România ar legaliza-o și pe lângă România și multe altele. Dacă Moldova ar avea curajul. Numai că iarăși, stai o leacă, că noi avem pochi. Mm-hmm. Uite-te. Și ăștia zic, tot afă, cum așa, ce înseamnă asta? Nu se poate. Na-na-na. Dar îți spun, iarăși, anume din cauza că oricum este deja plin. Tu n-ai să o poți interzice, știi? Și din cauza că e interzis, e și mai scumpă și oricum presupun că sunt careva acolo super mega mari monștri de ăștia, de cum îl cheamă pe șala? Super narc. Pablo Escobar? Escobar, da. Mm-hmm. E precis că este vreun Pablo Escobar sau vreo câțiva local, da? Mm-hmm. De aici care controlează toată evident, chestia asta. Da. Și ei se îmbogățesc, de fapt, dar nu statul. Da. Știi? Și pe mine asta, de fapt, nu că mă deranjează, dar eu aș zice că, păi, hai mai bine să o facem așa, dacă da. E totul este. Că să-l închide pe Pablo Escobarul ăsta moldavski, mm-hmm. miestnui, sau pe ăștia. Ei n-a se poate. Nu. Sau o să-l închidă pe ăsta, să apare altul. Sau, știi evident. Cum, anume așa la altul a să-i mintuiască pe polițiști, băi, închideți-l pe ăsta când face concurență, știi? Nu cred că o să închidă vreodată la noi și el la noi o să fie într-adevăr ilegal și la noi nu o să o poți găsi. Pentru că eu, având doi băieți, uh-huh. eu cumva exact la asta mă gândesc. Plin, eu n-aș vrea ei să nimerească într-o companie de asta de, nu știu, într-o gașcă de asta în care se apucă de băut sau de fumat iarbă. Dar plus sau... asta, băutul e ilegal. Băutul e legal, естественно, mm-hmm. dar și apropo, băutul cred că e și mai grav uneori, pentru că el te face agresiv. Da. Ăștia care fumează, dar lor le poherilor, nu le trebuie. De atâta, nu știi cum, la frantavăi 100 gram de deu, dar nu-ți dă de frantavăi pâh. Da, joint. Îți dai seama că dacă îi dădeau la soldat... La Berlin, tăcoi, na joint, da. Dacă dădeau la soldat să fumeze iarbă, dar eu zic, da za ce, măi, măi? Tu slușa, nu, давайте дружить, ну, ё-моё. Ну, доехали до Варшавы, все окей. Тут ничего нету, так что мы вернемся обратно, там было. Da, bun, e vesel chestia asta, dar iată, să zicem, tot din ilegalitate. Este și prostituția. Și eu unde obște să... Nii foarte tare îmi place Olanda, uh-huh. ca exemplu.
Și eu am început să mă duc în Olanda la expoziție, acolo e una dintre cele mai mari expoziții de echipament din lume, la IBC. Și eu mă duceam destul de des, hai că nu putem chiar în fiecare an, dar odată la 2 ani eu mă duceam numai decât la IBC, în Olanda, în septembrie. În Amsterdam? Da, în Amsterdam. Și culmea este că de fiecare dată când eu spuneam cuiva că eu mă duc în Amsterdam, la dânsul de timp se asociază, se asociază cu fumat de țafcă și prostituci. Prostituci acolo sunt numai câteva străduțe care tot, devin tot mai mici, mai mici, mai mici, dar, mă rog, ele există. Și ele sunt cumva tot o atracție de, pentru turiști, pentru că localnicii nu se duc. Pentru dânșii asta nu că e o, cred că e și o rușine, dar ei nu se duc acolo, știi? Asta e foarte ok pentru turiști. Asta tu te duci și uași de pricolea, știi? Eu am fost cu soții mei, apropo. Noi tot ne-am uitat, zic, wow, 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 clasă, așa, eu a doua zi zic, cap și ne mai ducem, dar tăi ne zic, da, poate că am fost ieri, pentru ce? Păi, și azi vedem nou acolo. Și seara și tăcă... Ok, da. Așa că, iarăși, dacă ajungem exact în analogia cu drogurile, ele există, de ce să nu le băgăm în lege? Pentru că în cazul ăsta noi am, iarăși, avem taxe plătite, și avem un control asupra, nu știu, bolilor și tot felul și mai poate apărea acolo, știi? Și proxeneți care le terorizează. Exact, exact. Cumva, eu nu știu tare multe despre... Eu am o cunoscută care trăiește în... E o româncă care are apartament în Amsterdam și tot ce știu, știu de la dânsa. Și ea că e în poveste că, de fapt, ei au exact așa patent. E pur și simplu lucrează pe patent, plătește taxă și așa mai departe acolo. E închiriază încăperea și aia frumoșică cu becul roșu și e plătește și chirie, plătește comunale, plătește tot, știi? Ești închiriat oficiu. Trebuie aici faci și un oficiu și ala, știi? Așa că eu mă gândeam... Da, dar e ok, e convenabil, eu nu se simte mizerabil din cauza la asta, să eu știu. Nu. Nu, păi atunci asta e important. Cred că nu. Problema când ele începe să-mi ține oameni, știi, și... Ei, bun, eu aici nu vreau să încep să iau partea prostituatelor sau prostituațelor, pentru că sunt și băieți și fete și ce vrei. Da, într-o măsură foarte mică băieți, da. Eu nu știu, chiar nu știu, eu n-am căutat băieți. Recent mă uitam la niște statistici. Mă rog, nu știu, nu, chiar nu contează asta pentru mine. Eu aș fi pentru ca să legalizez inclusiv și asta și iarăși eu cred că asta ar fi un salt foarte mare pentru turismul din Moldova. Dar de mine nu depinde nimic, așa că asta e doar părerea mea pe care eu am expus-o, poftim și public. Da, da, iată, spre exemplu, noi prostituția e ilegală. Nu prostituția, sorry, pornografie e ilegală. Asta deja o leacă mai aproape de domeniul de filmări. Da. Ce părere tu ai despre asta? E și în România ilegală. Serios, dar sunt producții române. Dar acolo este lazeica în zaconie. Și dacă tare vrei, poți să filmezi. Eu nu ți-am minte chiar care că eu... Noi avem, apropo, noi am filmat Inelul de Foc și una din locații era o clinică din Chișinău, o clinică privată. Și noi întârziem atunci la locație și pe mine m-au rugat că eu fiind regizor cumva m-am eliberat mai repede, ei trebuia să mai strângă echipamentul, camerele, obiectivele, luminile, ștativele și toate celelalte și au zis că hai du-te tu, te rog, mai înainte, că noi deja trebuie să fim. Și stai de vorbă cu mujicul și aloleacă până noi venim, că el să nu stăi un ceas de vreme să ne aștepte. Da. Și eu am venit și am început să vorbesc cu dânsul. El e de origine ungur, mă tincă? Nu, italian. Și ne-a început o poveste și ne-a zis că da, eu tot am ceva, cumva, tangenți cu filmările. Și zic, da, dar și de cum, de unde? Zic, eu am avut firmă de porno în România și Ungaria. Era cumva în Borș, în România, adică chiar la graniță cu Ungaria, pentru că e tot așa, e și o graniță, filmau acolo, pentru că acolo legea era mai bună decât în România, știi? Dar uneori filmau și în România, acolo nu știu cumva era un fel de se permite pentru uz personal sau ceva de felul ăsta, știi? Eu nu stare inițiat în asta. Deci home video pățumă. Exact. Deci pentru uz personal e ok, da?
Eu mă tem să greșesc. El mi-a povestit, dar ce eu n-am băgat în cap. Da, eu cred că e cam așa ceva. Sau pentru chat-uri de astea cum... Deci webcamming-ul ăsta e legal. Da, mi-e pare că asta e legal tot, știi? Dar eu pot să greșesc, nu știu. La noi nu tot vreau, e ilegal. Nu vreau să duc pe nimeni în eroare, pentru că chiar nu-mi țin minte. Și el mi-a povestit și prețurile cu toate răscenșile este și cu tot, știi? Și ceva cu era prea monstru. De el era producător sau actor sau ce? Nu, nu, el era producător. Producător, el, ok. Firma, cum el a ajuns în Moldova să lucrează? Exact asta eu l-am întrebat. Zic, stai, ciuvac, tu spui că faci atâtea, nu știu, faci atâția bani? Și cum ai ajuns tu de la pornografie, la clinică stomatologică sau nu știu ce acolo? Dar el era deținătorul? Unul din, da. Și zic, cum? Da, da. Ce au asta în comun? Sau... Și el a spus că de când a apărut... adică erau super mega crutii, când asta tot era pe discuri, pe... când au apărut asta tot pe online, deja eu am început să fie foarte ieftine, foarte accesibile și s-au schimbat un pic regulile de joc și nu s-au putut integra și din cauza asta cumva ei au abandonat toată industria asta lor, dar îți spun, ei erau tari. Și iau, cum este Oscarul în film, este exact este, așa în pornografie. Adult Movie Awards, nu știu cum el se numește. Nu știu, dar el ne povestea atâtea chestii cum prieten de-a lui, cum... bun, hai că asta ți le povestim privat, de-amă că este spre... Mă rog. Nu că-i Doamne ferește, el ne povestea cum un prieten de-a lui, care tot este producător porno, s-a însurat cu o pornoactriță. Desori se întâmplă așa. Ok, tot e clasă. Și ei au venit la premiul ăsta, soția lui deja, care a fost pornoactriță, care deja nu mai era pornoactriță, era gravidă. Și la un moment dat ei trebuie să mai filmeze ceva în orașul ăsta și nu a putut actrița. Și el a zis că ia că este soția mea, hai ia să filmeze. Și eu zic, cum pleacă, păi teamă, nu mai este, în primul rând, pornoactriță, plus ei gravidă și el i-a dat voie și el zic, băi, ei se uită leacă altfel la tăta asta. Pentru dânsul asta e un fel de lucru, știi? Da. Adică... Să vezi că iarăși, dacă la noi asta e ilegal și nu se practică, la noi nu știu cum suntem izolați de așa mod de gândire. Dar eu cred că asta tot e destul de... Sau asta deja tu crezi că e luat hate-uri? Nu? Nu, eu... Blin, dar dacă oamenii vor și sfingeri, cine le interzice și lor asta? Și care e diferența cea mai mare dintre pornoactori și sfingeri, știi? Pentru lor le place și raznabrazia, știi? Izvinite. Numai că aia o fac pentru bani și nu prea primesc plăcere, de fapt, de la asta. Nu primesc plăcere. Pentru că... Eu știu că am vorbit odată cu cineva care ne-a povestit despre make-up-ul de la porno, care e diferit de make-up-ul nostru din film, pentru că la noi e și cumva te-o dat cu periuța și nu atingi fața, Doamne ferește. Dar acolo tu palebomul trebuie să faci. Trebuie să suzi greu. Da. Plus la asta trebuie și ți-o machiat doar fața, acolo tot corpul trebuie să-l machieze. Și apoi lor li se spală tot acolo cu un șlang cu presiune, ca nu cumva să fie eliminat și nu știu ce, tot, ca bă, doare. Și eu mă împart cu ce știu, adică eu poate nu știu chiar tot și alea și, sincer, nici nu tare am tins să aflu detalii, că... Cum tu crezi, moldovenilor le-ar strica ca să aibă porno? Eu am o studentă care vrea să filmeze porno în Moldova. Ok. Cum devine legal? Da, eu zic că e vrea. Gătiți-vă. Da, dar doar iată, acum, deci dacă dorești, nu faci, spre exemplu, home video ca OnlyFans sau eu știu, acum doar e foarte ușor ca independent. Eu cred că la noi în Chișinău, în Moldova, se face oricum asta, numai că, știi cum, poate să... Până nu-i prind? Nu, eu cred că poate să ambalează un pic altfel, dar eu nu cred că la noi nu se filmează. Blin, tu și chiar crezi că la noi tăți așa de zakona paslușnă? Nu, eu de careva căsuțe de care au webcamming business, știu. Există. Deci de asta. Dar anume de filmat hardcore, n-am auzit. Dar mă gândesc că vreau putea să... Măi, s-a apucat într-un timp, nu știu dacă se poate de el spus, cine, un de la noi. Cineva, da. Cineva de la noi. Știu că eu am auzit așa o istorie, nu știu cât e de adevărat. S-a apucat, a zis că se filmează porno în Moldova. Și la un moment dat
au zis că nu au putut găsi actori. Au zis că actrițe au găsit câte vrei. Actori nu au găsit. Bun, asta a fost un pic de timp în urmă și eu cred că la noi cumva mentalitatea asta, cumva băieții suntem eu tare, știi? Nu, dacă și e problemă, că ei se injectează acolo, că filmările sunt lungi și la din tot timp trebuie să stai penisul erect, știi? Și asta e, din cât eu înțeleg, asta e una... Din cât eu înțeleg, păi depinde, iarăși. Eu am privit în tot niște podcasturi cu, la tema asta și actrițele spuneau că unii pot natural, știi, mult timp să facă, alții au nevoie ca să iei Viagra, alții au nevoie în genere să injecteze. Și din câte am înțeles cu injectatul ăsta, păi tu poți să faci numai atâta timp, știi? Adică dacă ai făcut, ai făcut de multe ori, păi atunci la tine organul poate nici să nu lucreze, știi? Riscul meseriei, evident. Nu, da, evident. Știi? Eu... Blin, știi cum? Nu poți, nu te baga ceva, da. Izvini, nu știu ce-ți fac, știi? Sau eu nu cred că în Moldova s-ar apuca deodată, știi, la nivelul ăsta super avansat cu tot cele. Nu, eu cred că svoimi silami întâi. Și apoi încet, eu, cum și noi, am început să filmăm kinouri și ele spuneau levăie. Ca să filmăm 30 de kinouri, să ajungem să facem și carbonul, știi? Eu cred că așa și aici. O să ne mereu să fac întâi niște home video, și apoi o să fac ceva mai bunișor, și apoi o să-ți aleagă și o să uite cum am mai făcut și alții. Și materialul să fie bun, da? Să o să uite și la niște making of și o să zic, aaa, tak vot ano kak, știi? Acasă-mă-ți aici cu de-asta, cu... Clizma îi fac piu și eu, tâș, știi? Dar eu t-am crezut, știi? Nu, eu cred că asta tot cumva să ajung, dacă îți găsească cineva super de ăștia curajoși. Da, dar să nu vină nenii să-ți dai peste cap pentru asta, că e legal. Dar ești de-aș mă gândim într-o zi, dar de unde nenii ăștia să afle? Tot cineva din vecinie cineva să sucească. Cineva da. Numai așa, că la noi, cum spune... Igor Chistol, că a zis că când au venit doar deportările din Uniunea Sovietică, știi? Da. Dar nu au venit rușii și știeu și sat și cu... Rudele. Tot moldovenii au început să-i toarne tot pe ei ăștia din invidie, din nu știu și... Ia că așa la are, aha, sau trebuie deportat, știi? Absolut. Așa că ei, știi, cum... Să înșeapă production, production, blin, eu stai, uite câți bani faci, eu să-l stucesc, și să elibereze nișa și să mă apuc eu și să filmez. Da, și pe isla de-am cineva să-l stucească. Și tot așa. Și ultima întrebare. Davai. Cum tu crezi? De ce? Iată, uite, noi suntem moldoveni și noi nu știu cum avem așa în cap, că noi suntem cei mai săraci din Europa. Sau cei mai bieți din Europa. Dar pe noi asta auzim la știri de mici copii. Sunt, cum, care e viziunea ta asupra la toată tema asta? Suntem noi oare sau? Era o carte tare bună când eu eram încă în școală, Nasc și la Moldova oameni. Și într-adevăr este așa și de atunci cartea aceea cred că putea să devină de două ori mai groasă. Într-adevăr, noi avem oameni care s-au născut pe teritoriul ăsta și au avut foarte mare succes. Mulți și inventatori și în recordurile Guinness au apărut și... Deci foarte mulți oameni, foarte buni, sunt într-adevăr de aici din Moldova. Și Carlos Dreams și Ozon, tăți aici, da, românii spun eu că e salor, dar ești de aici totuși. Îți dubii, da. Dar bun, în top 10 din România, cred că primii 9 sunt moldoveni, știi, de Irina Rimes și Motan și, mă rog, cine acolo. Și chiar și Alternosfera a trecut acum încolo. Guz e acolo, blin, el a fost montajnic la mine la jurnal, știi. Tare pricolnic ceva, că apropo, nici mai tare îmi plăcea când era montajnic și cânta decât amul. S-a îmbolnăvit de bală de stea? Nu știu, n-am... Da, eu l-am chemat odată la Duck Film Fest să cânti, că m-am gândit eu că n-a să mă refuză, că când era, făcea pe aici clipuri, îi dădeam tot degeaba și nu, eu nu mai cânt așa hernea, deamă. Și zic, ladă, hai, bun. Bună ziua, da? Da, las. Așa că, da, eu cred că în Moldova sunt foarte mulți oameni talentați. Știi cum, densitatea oamenilor talentați pe kilometri pătrați e mai mare decât în România, sigur, și decât în alte țări, tot așa. Noi avem foarte mulți oameni, într-adevăr, și talentați, și de obște. Doar că noi cumva trebuie să demonstrăm lumii întregi că noi totuși, noi cumva ne-am născut deodată cu poata asta de moldovan,
eu îți spun precis, pentru că eu chiar am citeam un înainte de asta, citeam o peripiscă, noi avem acum un film documentar pe care l-am filmat în Olanda și acum am luat la postproducție tot noi să-i facem. Comandatare sunt niște nemți. Și că nici nu-mi place chestia asta, că ei se uită la noi deodată cu moldoveni, știi, cumva e... Dar voi puteți? Mm-hmm. Da, putem. Știi, ei au impresia... Dar cum se uită? Că de parcă noi suntem de mâna a doua sau cum? De ei, unii dintre și eu de multe ori m-am ciocnit, că ei se uită la tine de parcă tu numai și ai coborât din copac, știi? Eu am fost în Cannes, la un festival, am nimerit la o masă cu niște belgeni. Care interesant că era perioada tamam când Belgia au avut o pană de curent și o treime din Bruxelles nu avea energie electrică. Și când m-au întrebat pe mine, where are you from? Și eu zic, I'm from Moldova. What the fuck is Moldova? Zic, it's a small country between Romania and Ukraine. Și pot să le explic și la care doi băieți, amândoi odată m-au întrebat, unul m-a întrebat, do you have internet? Și altul m-a întrebat, do you have electricity? No, we have better internet than you, da? Și eu zic, păi, de suntem pe locul 4 în lume după viteza internetului. Mm-hmm. Și zic, și da, în comparație cu voi, noi avem electricitate. Pățanii erau tare haioși, noi am început să glumim pe tema asta, știi? Și eu zic că da, you are right, într-adevăr, noi nu avem electricitate, dar voi aveți. Dar, blin, ei nu știu de Moldova. Și rău, deci noi nu avem marketing. Noi nu avem. Mm-hmm. Și noi cumva, când tu... Din cineva și zici că am from Germany și tu deodată știi că Germany asta e clasă, oamenii ăștia sunt pedanți, oamenii ăștia sunt super profesioniști, sunt buni și nu știu ce acolo. Din Moldova mai mult decât ei nu știu nică și normal că ei nu pot să aibă deodată davere. Și noi trebuie foarte mult să luptăm mai întâi numai pentru că cumva ei să accepte, să ne permită nouă să facem ceva. Da. Foarte des asta influențează anume cu prețul, adică numai de atât că e mai ieftin, ei poate nouă să ne accepte, ea că cum noi am zis că de cine va face postproducție. Și zic că nu știu, noi să găsim, nu știu, deși știi pe cineva și zic, nu, noi am putea să o facem, știi, că zic, noi am filmat, noi materialul este deja îl știm și zic, noi am putea să o facem, ia că așa, 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 așa. Deși voi puteți? Zic, da, noi putem. Dar voi cum ați o faceți? Dar nu știu ce. Adică foarte sceptic s-a uitat. Mm-hmm. Până noi am obținut contractul ăsta, dar l-am obținut numai de atâta iarăși pentru că e mult mai ieftin decât ar fi plătit ei în Germania, de exemplu, sau în Europa. Deci pentru lor le-a fost convenabil ca să accepte riscul contra reducerii. Exact. Reducere. Deci noi cumva suntem nevoiți să dumpinguim cu prețul numai de atâta ca să obținem careva contracte. Dar asta e, știi cum, cumva bățul cu două capete, pentru că după asta, după ce tu ai livrat odată un film bun și tot ok și ei sunt super satisfăcuți de asta. Poți să începi să ajustezi prețul. Exact, dar numai că tu nu prea poți să le explici, dar deși data trecută l-a costat atâta, dar data asta el de-a mai scump. Știi? Iarăși, cumva noi singuri credem în o capcană pe care tot noi ne-o punem, dar noi ne-o punem pentru că suntem nevoiți să ne-o punem. Deci e complicat. Uh-huh. Și, blin, asta e cumva și norocul și nenorocul că te-ai născut în Moldova. Uh-huh. Dar noi cumva ne adaptăm. Bun. Mulțumesc mult, Serge. Hai, davai! Dar nici n-am adormit. Uf!